Începem cu prezent. Andrache Florin. Prezent. Tohionel Florin. Artan Adrian. Prezent. Gustiv Vasile. Ivancescu Gheorghe. Petrica Gheorghe. Flob Liviu. Prezent. Flob Sorin. Prezent. Săfară Constantin. Răuțoiu Ion. Voicu Petre Adrian. Prezent. Voinea Constantin. Prezent. Chifor Ilie, delegat Sătescu. Iuș, Jean, delegat Sătescu. Dacă a fost dat în sală procesul verbal, dar sunt observații la conținutul procesului verbal la ședințe anterioare. Când nu sunt, cine este pentru conținutul procesului verbal? Unanimitate. Domnule președinte, așa. Începem cu ordinea de zi. Așa, articolul 1. Se convocă Consiliul Local al Comunei Cotopânești, județ Bacău, la ședința ordinară din 31 ianuarie 2024, ore 12, la sediul Comunei Culturale al Cotopânești, având următoarea ordine de zi. Primul punct. Este raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cotopânești în anul 2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind obiectivele de dezvoltare economico-socială și de mediu a Comunei Cotopânești pentru anul 2024. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire și înfrumusețare a Comunei pentru anul 2024. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperirea riscurilor al Comunei Cotopânești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Cotopânești cu un număr de 2 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din data de 18.1.2021 privind stabilirea coeficienților de salarizare și cuantumul salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cotopânești. Pe ordinea de zi mai avem încă un punct privind proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al Comunei a unor terenuri agricole extrabilane situate în T13 în suprafață de 54.797 metri pătrați, T14 în suprafață de 19.398 metri pătrați și T16 în suprafață de 60.793 metri pătrați, terenuri, astea sunt terenuri de care... Neagricole. Da, da. Așa. Și iar ca o notă informativă, pe lângă, așa, ultimul punct este și programul diverse. Punctul 9. Informativ, avem o cerere depusă de doamna Cati Busuioc, administrator firmei Secechio Spedition SRL, care solicită rezilierea contractului de concesiune în suprafață de 7.700 metri pătrați teren arabil situat în extravilanul Comunei, în zona Vorșanului, intersecția cu drumul din Vorșanul. Pe lângă asta, deci la rezilierea respectivă a concesionării, este și o cerere care solicită Societatea Comercială Bunfest SRL, cu sediul în sat Borșa numărul 14, Comuna Cotopânești, județul Bacău, cuiul respectiv înregistrează așa în Registrul Comerțului, reprezentată prin bughez Silviu Andrei, solicit scoaterea la licitație publică prin închirierea suprafeței 7.700 metri pătrați, teren tot extravilan, ceea ce s-a prezentat mai înainte. Da. Legat de cele prezentate, dacă este cineva împotrivă? Sau cine este pentru? Cine este împotrivă? Nimeni. Deci începem cu punctul 1.
Deci, toate cele prezentate, la inițiator este domnul primar Viorel Olariu. Începem cu primul punct. Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu al Comunei Cotocănești în anul 2023. Da, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, ce vreau să vă spun? Să vă spun că începem un nou an, 2024, adică am format organizat, să zic așa, și ținând cont că avem invitat și șefi sau responsabili de concentratelor de pe raza Comunei, că după care avem mai două instituții prezente, vorba de Poliția Națională și de Școala Generală Clasele Mânboa, sau directorul școlilor generale din Comuna Cotocănești. În primul rând vreau să vă zic la mulți ani, bucurie, fericire, sănătate, liniște și pace. Dacă le avem cu asta, sănătate, liniște și pace, e în regulă. Să aveți un an în care să aveți rezultate profesionale, de ce nu familiale și așa mai departe, și să dea Dumnezeu să putem rezolva ceea ce ne privește atât de concentrare și cât noi ca executiv pe partea primării Comunei Cotocănești, cât și Consiliul Local, să rezolvăm problemele comunității care ne stau în față și care se vor ieși pe parcurs. Cu aceste fiind zise, cu aceste urări de început de un an, an nou, vreau să mulțumesc aportului dumneavoastră al Consiliului Local și al de concentratelor la bunul mers al lucrurilor din anul 2023 și să spun că, sau știu eu, dacă vreți să facem un bilanț, să spun că a fost un an cu bune purere, dar dacă facem și o evaluare a celor întâmplate, eu zic că suntem pe pozitiv. Cel puțin ceea ce privește administrația publică locală. Pentru faptul că s-au întâmplat lucruri și lucruri bune și sper ca și în acest an, 2024, cu implicarea executivului, adică conducerii primăriei Cotocănești, cu al Consiliului Local, al consilierilor locali și cu aportul cetățenilor, de ce nu, și cu instituțiile publice de concentrate, să vedem și să marcăm rezultate bune și pozitive în decursul anului 2024 cu tot ceea ce ne stă nou în putință. Adică să punem în, exact ca la depunerea jurământului, să punem în operă și în practică toată priceperea și implicarea noastră. Eu un an 2024, un an cu provocări, în primul rând un an care vine cu 4 rânduri de alegeri, chiar cu 5 rânduri de alegeri, dacă ținem cont de cum să spunem, dacă ținem cont de alegerile anterioare, pentru că anul acesta se întâmplă, asta se întâmplă la ani buni. Se întâmplă europarlamentarele care vor avea loc în data de 9 iunie, sau cred că am înțeles, oricum în iunie. E vorba de alegerile locale, care sunt undeva pe 22 sau 29 septembrie. Vorba de alegerile parlamentare, care de regulă se țin în noiembrie, și de prezidențiale, care se ține la sfârșit de noiembrie și început de decembrie, tur 2. Dacă cumva, între timp, guvernanții, partidele nu vor găsi o formulă de comasare, văd că se chinuie să găsească o formulă de comasare a, cel puțin a prezidențialului cu președintele sau al europarlamentarele cu localul. O fi bine, o fi rău, ei sunt acolo, de aia sunt trimiși, sunt aleși poporului, neamului, de aia s-au ales și în Senat și în Camera Deputaților. Noi trebuie să respectăm ceea ce se va hotărâ Parlamentul României. Și nu cred că se îndoiește cineva de a respecta ceea ce legiferează și stabilește Parlamentul României. Bineînțeles, prin lege, la părătă monitor oficial. De asta spun că va fi un an mai tulbure. Cât am vrea noi să-l cosmetizăm, să-l coafăm, așa, nu va fi un an bun. Vedeți, de fapt, ce se întâmplă la nivel național cu aceste mișcări
populiste și fel de fel de lucruri care nu sunt în regulă într-o democrație autentică. Sau unii pot să spună că de bea numai democrație. Eu, dacă așa înțelează democrația, eu nu vreau să fac parte în această democrație. De asta spun că va fi un an cu probleme, va fi un an cu provocări, un an cu cheltuieli financiare, pentru că 5 rânduri de alegeri trebuie bani. Acolo se cheltuiesc bani și banuți. Și de asta spun că ei vor gândi acolo în Parlament ce și cum va fi mai bine. De fapt, toată Europa în acest an, 2024, este prinsă de valul alegerilor. În toate țările europene. Nu există țară europeană care să mai... În primul rând, Europa, la medelele la toate țările europene, clar. Dar sunt și prezidențiale, chiar și peste ocean. Domnul Biden avem alegeri. Așa că e un an care, cumva, zic eu, și doar o părere a mea, nu vreau să o împărtășesc, nici nu am cules-o de nicăieri, că va schimba cumva fața lui, zic eu. Da? Om trăi și om vede, nu vrea cum Dumnezeu. Știți foarte bine că, virgulă, conform legea administrației publice locale, acea legea administrației publice locale, se spune că anual primarul trebuie să prezinte o informare privind starea economică și socială a comunei pe care o reprezintă, exact ca un fel de gravureze starea națiunii. Da, domnul Iohannis o prezintă niciodată, așa nu nicio problemă, o prezintă americană, o prezintă azi. Un fel de starea națiunii, ce și cum stăm pe toate compartimentele de administrație publică și pe instituțiile de concentrate. Eu vreau să mulțumesc încă o dată domnilor de la Poliția Națională și domnului director s-a făcut timp. Nu același lucru, v-ați vorbesc la dispensarul uman, fata asta de ceva probleme de familie, a murit taică-su, la poștă mare, nu cum nu putem discuta cu ei, ce cu aceeași treabă, Rom Silva, l-avem reprezentant pe domnul Plop Sorin, aici consilier local, cine mai avem noi pe aici, pe biserică. Bisericile sunt foarte bine că este cu alt statut, cu altă problemă și... Deși îi ajutăm și pe aceștia, toate instituțiile de lăcași de cult, au fost ajutate de-a lungul vremii și de-a lungul timpului de primărea Comunei Buciuvară. Ținând cont și în rând prezența celor din sală de la deconcentrate, o să cer permisiunea dumneavoastră și o să prezint mai întâi situația de la Poliția Națională, ca să nu ajung la băieți, dar și așa și la domn director la fel, dar mai întâi vreau să vă spun că în această stare a națiunii locale, ca să spunem, a localității, avem culese informații de la, în afară de deconcentrate, din administrația publică locală, de la toate compartimentele care o alcătuiesc. Și avem la, de la administrația finanțe, de la finanțe, adică la serviciu contabilitate, avem de la asistență, activitatea pe asistență socială, avem pe stare civilă, unde este domnul secretar, avem pe compartimentul de cadastru și registru agricol, avem pe disciplina în construcție, ce este construirea de locuințe și nu numai realizarea de investiții, raportul de activitate compartimentul protecție civilă, avem cu biblioteca comunală, avem raportul privind activitatea de gospodărie, asta este în bucătăria mea pe care o să prezint. Și avem o situație de la colectarea taxelor și impozitelor, adică de la compartimentul care se ocupă de colectarea taxelor și impozitelor. Deci avem o acțiune, avem de la dispensarul și de la școala gimnazială și de la Poliția Națională, am văzut că și de la un material. Și o să rog, dacă toți sunt prezente aici, sunt prezente pentru că știu ce au scris și e mai bine așa. Da, rămâneți! Puteți să
Sunt agent șef al domnului Ivan Ciudan, în cadrul postului de poliție Cotofani și în putere ticit ca șef de post. Bună ziua tuturor! Mulțumesc domnului primar și cât și Consiliul Local pentru invitație. Am să prezint o informare referitoare la activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către lucrătorii postului de poliție Cotofanești în anul 2023, cât și măsurile întreprinse în îndeplinirea atributelor specifice. Obiectivul principal în activitatea desfășurată de post de poliție Cotofanești este crearea unui parteneriat între poliție și cetățeni, unități de învățământ, medii de afaceri, autorități neguvernamentale, autoritatea publică locală, având ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracționalității întreprinse împotriva patrimoniului, a vieții și integrității corporale a persoanelor, fiind desfășurate activități specifice în conformitate cu legislația în vigoare. Postul de poliție comunal Cotofănești se află pe raza administrativă a comunei Cotofănești, județul Bacău, iar lucrătorii acestui post de poliție își desfășoară activitățile în conformitate cu prevederile legii 218/2002, cu modificările și completările ulterioare, a ordinelor, dispozițiilor și metodologiilor cu caracter inter. La acest post de poliție, în prezent, schema de încadrare conține 3 lucrători, respectiv subsemnatul și încă 2 lucrători, dintre care unul este prezent, domnul Roxandra, și celălalt lucrător, domnul agent de poliție Balin. Deci avem 2 funcții de ajutor de șef de post, vacante, cât și funcția de șef de post. Subsemnatul este împuternicit, iar celălalt lucrător care nu este prezent este desemnat, delegat pe o perioadă de 6 luni. Lucrătorii postului de poliție Cotofănești, având la bază actele normative în vigoare, codurile de procedură penale și au desfășurat în general următoarele activități. Și le-am înșirat pe multe paliere. Pe linie de cercetare penală, pe parcursul perioadei analizate, respectiv anul 2023, la nivelul postului de poliție Cotofănești, au fost instrumentate mai multe dosare penale, 87 la număr, cu 30 mai puține decât în cursul anului trecut. S-au constatat un număr de 11 infracțiuni în flagrant, din care 2 de furt, 7 la regimul circulației pe drumurile publice și 3 la regimul silvic. La acest capitol vă facem cunoscut faptul că urmărirea penală se realizează sub supravegherea unui procuror, iar propunerile procedurale efectuate în dosarele penale sunt înaintate către parchetul de pe lângă judecătoria Onești, potrivit normelor de procedură penală. O altă linie, cea contravențională, s-au aplicat un număr de 294 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 175.500 lei, după cum urmează. La legea 61 au fost aplicate număr de 73 de sancțiuni, cu o valoare de 16.000 de lei. La ordonanța de urgență 97/2005 s-au aplicat un număr de 6 sancțiuni, cu o valoare de 1.500 de lei. La ordonanța de urgență 34/2008 au fost aplicate un număr de 10 sancțiuni, cu o valoare de 10.000 de lei. La legea 171/2010 un număr de 11 sancțiuni, cu o valoare de 10.000 de lei. Iar la ordonanța de urgență 195/2002 s-a aplicat un număr de 194 de sancțiuni, cu o valoare de 122.000 de lei. Pe linie de petiții, au fost înregistrate un număr de 32 de petiții, ce au fost rezolvate în termenul legal de 30 de zile de la înregistrare, fiind cu 20 mai multe ca în anul precedent. La alte activități, au fost soluționate un număr de 20 de lucrări cu caracter general, din care au fost înregistrate și ca lucrări generale cu persoane dispărute sau plecate în mod voluntar de la domiciliu, au fost executate un număr de 31 de mandate de aducere, privind pe diferiți participanți în procese penale la instanțele de judecată. Lucrătorii postului de poliție au intervenit la un număr de 155 de apeluri efectuate prin serviciul de urgență 112 referitoare la solicitările cetățenilor pentru
rezolvarea unor probleme diferite, fiind cu 25 mai puține, ca și nouă, decât în anul 2022. Pe linie de ordine publică. Au fost asigurate măsuri de ordine cu ocazia sărbătorilor religioase și numai, și au fost operează comunei Cotofăniști, împreună cu reprezentanții ai poliției locale, ai primării și consiliului local, nefiind înregistrate probleme deosebite care să necesite intervenția altor efective, de exemplu, jandarm sau făcător din Sas și altele. S-au executat patrulări intercomunale pe raza secției 10 poliției la Românești, ocazie cu care au fost legitimate un număr de 700 de persoane și au fost verificate numărul de 360 de autovehicule. Aceste patrulări sunt executate de către polițiști din cadrul postului de poliție, subordonate secției 10 Poliției Rurale Onești, însoțiți de către jandarmi din cadrul detașamentului 3 Jandarmi Onești sau alte organe, în baza planificării întocmite la nivelul secției de Poliție Rurală. Au fost desfășurate activități preventive pe linia furtului de locuințe, anexe, furtul de pe câmp, de material lemnos, pe linia de circulație rutieră, pe linia asigurării obiectivelor economice și sisteme de plată și alarmare, cât și pe linia de ordine publică, în baza planului de acțiune, în sistem integrat, întocmit la nivelul de secție de poliție rurală, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. După cum s-a putut constata în perioada de iarnă, la nivelul acestei comune, avem o creștere a faptelor de tăiere și sustragere, de tăiere ilegală și sustragere de materiale lemnos, dar și de cel de pom fructifer, furturi de șpalier, nedrept pentru care sunt efectuate activități preventive în zone unde au fost săvârșite sau pot fi săvârșite astfel de fapte, aceasta reprezentând o prioritate a lucrătorilor postului de poliție, cât și a echipelor de patrulare ce execută serviciul în proximitatea acestor zone. Cu scop preventiv s-au distribuit pliante, fiind adus la cunoștința cetățenilor prin intermediul acestora sau direct prin discuțiile purtate cu ocazia activităților specifice polițienesc desfășurate. Și a modalităților de asigurare a bunurilor din gospodărie, modul de asigurare a fazei societăților comerciale, a terenurilor agricole, conform prevederilor legii 333/2003. În perioada următoare, activitățile vor continua avându-se în vedere organizarea de acțiuni și controle pe linia prevenirii și combaterii faptelor cu violență și altor fapte antisociale, ce vor fi comise în zona localurilor de administrare, de alimentație publică. Executarea unor acțiuni punctuale în sistem integrat, în zonele și intervalele de timp în care se comit cu preponderență furturi din locuință sau dependințe și furturi de animale. Identificarea și implicarea activă pentru consilierea părților aflate în conflict de orice natură, în vederea reducerii problemelor. Continuarea activităților de cunoaștere a populației, identificarea potențialelor victime ale unor infracțiuni, în vederea pregătirii anti-infracționale a acestora, cât și intensificarea patrulării preferenorect în zone cu probleme. Având în vedere că obiectivul nostru general constituie asigurarea siguranței cetățenilor comune prin protejarea persoanei și a patrimoniului, asigurăm Consiliul Local Cotofănești cu privire la faptul că lucrătorii acestui post de poliție sunt motivați să depună alături de celelalte instituții cu activitate pe raza comunei, cu sprijinul cetățenilor, toate eforturile pentru a contribui la asigurarea unui climat de siguranță în spațiul public, la reducerea riscurilor la care sunt expuși cetățenii comuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu, domnul președinte, dacă toți sunteți aici și am zis ca dumneavoastră să puteți pleca să vă desfășurați activitatea pe care o aveți desfășurat pentru ziua de astăzi, să discutăm câteva lucruri care trebuie discutate și lămurite. M-am uitat și la planul dumneavoastră de măsură, m-am uitat și la raportul pe care l-a prezentat, la numărul dosarelor, infracțiunea și așa mai departe.
Silvia, până când ești delegație? Până în cursul iunie, anul curent. Până pe 12. Deci, ca să cunoașteți populația, oricum n-am des. Ca spus acolo, vreți să cunoașteți populația, n-am des. N-am cunoscut eu în 4 ani. Sunt 6 ani de zile. Aceasta necesită timp, într-adevăr. Eu ce spuneam? Doar asta, eu nu... Dar eu am o vechime de un an. Da, aveți o vechime. Vechime mai mare, cum și am mai patrulat și prin zona comunei poțumaniști. Da. Haideți să vă spun câteva lucruri pe care eu de ani de zile le-am cu acest post de nu personal. Instituția primăriei cu instituția poliției naționale. Acum, nu că a scăzut dumneavoastră, nu am nimic, nici vă cunosc bine. Așa de șef de post este întâi, nici nu te cunoaștem bine. Dacă vă vedeam la unii și pe stradă, nu vă cunoșteam. De câte ori n-am văzut numai? M-ați mai întâlnit și cu alte ocazii în calitate de... Întâmplător, ne-am ce-o mi-era așa, dacă să vedeți să stăm de vorbă, ați venit dumneavoastră vă dată la biroul primar, nu să stați la ușă. Ați intrat, colaborator al primarului, toate instituțiile publice, nu stă la rând dacă mai sunt 10 la ușă. Ați venit vreodată dumneavoastră, domnul primar, cam astea ar fi problemele comune. Ce ziceți dumneavoastră, împreună cu poliția locală și noi cu naționala, ce acțiune ar vedea de întreprins? Să nu intrăm în substratul ăla secret, dar dumneavoastră, nici nu mă interesează treaba dumneavoastră. Problema dumneavoastră, serviciu. Dar n-ați venit, așa înțeleg colaborarea, ca să rezolvă problema unui comunități, trebuie colaborare cu toate instituțiile. Poliție, școală, primărie, sau am pus aleatori așa. Dar, în primul rând, poliție, primărie, școală, biserică, ăsta sunt instituții etalon. Sunt vectori a unei comunități. Vector de bază. Dacă nu-i administrația publică, cu cei care asigură ordine și biblioteca publică, cu cei care asigură învățământul, cu sănătatea publică și cu biserica care ne cultivă spiritul, activitatea spirituală sau știu probleme de ordine spirituală, atunci nu mai e comunitatea, nu funcționează în regulă. Eu vă spun, nu crezi și el la comunitatea dumneavoastră nu au făcut, să nu credeți că au făcut. Și acum v-am luat dumneavoastră cum ați făcut. Dar primar poate să fie Popescu, Ionescu, oricine. Contează, e vorba de instituția primărie, de instituția poliție locală. Nu crede că nu vă moft să vină mie în poliție, polițistul național și de post la poliția națională. Să prezint vă raport. Departe din negrul ăsta. Eu n-am fost, eu cu băieții discut, nu neapărat de un primar Viorel, dar n-am nicio eu nu sufăr de boala șefii. Deci cu cetățenii, în celălalt lucru, le-am spus. Eu m-a interesat să rezolvăm problemele cetățenilor și să rezolvă colaborând și comunicând. Dar fie eu nu le va rezolva. Și așa, dumneavoastră v-a spus, cu bagajul la ușă, eram noi când aveam noi liberăm, mai avem 2011 când l-am luat. Și probabil că și următorul va fi la fel. Ceea ce îmi doresc eu până anul 2024, fiind și un an mai delicat și mai sensibil, după cum am explicat la început de cuvânt al meu, în preambul ședinței, este faptul să le dăm mâna și măcar acum să avem o colaborare bună. Dacă e să o luăm așa. Și eu spun numai lucruri reale, îmi desperă. Știu că sunt privit și până la secția 10, eram privit ca o pare, ca o aineată. Pentru că eu spun lucruri pe nume. Și asta deranjează. Și nu văd ce ar deranja. Păi nu mă deranjează dacă un om îmi spune că pe ulița lui e noroi. E noroi! Nu mă duc să mă sfer la gâtul lui, nici să-l iau de, uite, omul dracului. Na, îl văd că e omul dracului, dacă îi fac strada și mă nu spune că e noroi. Atunci înseamnă că e rău voitor, e rău pornit împotriva mea. Dar dacă noi nu colaborăm împreună, și colaborarea noastră a fost foarte proastă, și ați vă dau un exemplu, uitați. Chiar cu riscul de a merge mai departe și spune primarul ăla e plecat ceva cu poliția. N-am nimic cu poliția. Ați confiscat căruța aia de lemn la năcăjitul la fărul picior. Nu vă spun ce a bubuit rețelele socializare și pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Au niște crași pe care au depozitat aici la noi, la primărie. Se crași așa. Care nici nu fac parte din regimul singur. Și era un comisior. Am înțeles că rusa că nu a vorbit civilizat cu dumneavoastră. De ce? Fapt pentru care eu sunt de acord cu dumneavoastră. Adică dezaprob și dezavuiesc orice atitudine arogantă și de a sfida un organ de poliție, de primărie, dezavuiesc chestia asta. Dar de acolo, până la urmă, așa sări toți că lumea n-au știut din spate, l-a postat pe... Și probabil că ați văzut și dumneavoastră. Am luat la conștiință de acest aspect. Nu știu dacă ați fost dumneavoastră. Probabil că a fost de la secția 10, în fapt. Nu, sau dumneavoastră. Eu nu am fost, dar nu am fost. Bun.
Ei n-au mai spus în spate acolo că n-au postat. Uitați-vă la un cetățean cu niște gândeje, așa, uite ce îi face, cu fără un picior. Vă dați că impactul a fost destul de tâmpit. Așa, pentru că ei nu știe, de fapt, discuția dinainte de a-i confisca lemnele. Că v-a acuzat, v-a vorbit urât, nu știe, n-a mai dat chestia aia. Dar numai pază că i-ați confiscat lemnele. Lemnele sunt acolo, eu n-am ce face cu ele. Un proces de bală, acele grătiri, nu trebuie. Acum, lumea și spune, stai bă, așa și comentează. Dar probabil la ce de ajunează. Bă, ăia care fură cu bustenii, cu raba, cu tirul, cu aia, și l-a amărâtul ăsta cu, fără un picior, picior de lemn, i-a luat o căruță de lemn. Bățul, impactul a fost foarte, foarte. Iar eu am trecut pe lângă dumneavoastră. Da. Am trecut mașina. Nici n-am oprit. Știu, știți de ce n-am oprit? Și vă spun acum, nu mă pierde, la mine ce e în gușă, e în șcătușă. N-am oprit că avea să zică, uite, intervine primarul să apărăm infractorii. Nu. Dar eu am zis că luați o măsură cât de cât să fie omenească, ca să putea să-l amendească la vorbit, că nu s-a legitimat, că mai... Dar pentru grătejele alea să fie cu iertare. Eu îi le dau înapoi, l-am modul sincer. Noi am luat măsura legală în cauză. Dar am pus degetul să luăm o grătej, atâta. Conform legii 171/2010, da? Nu are documente legale de transport. De acord și cu lumea, da. Și n-am comis nicio ilegalitate în sensul ăsta, da? Ne-am zis, dar... cum să zic eu? Oricum, lemnele nu erau supuse legii Bruxelles. Clar. Asta este opinia mea. Păi, de la ce diametru se apune? Dar nu contează de diametru. Pentru că nu avea vizit de însoțire, asta am înțeles. Păi nu avea. Atât, pentru atâta, la sfârșit. Sunt foarte mulți care am transformat. Oricum, na, da, bine, dar în sfârșit de treaba asta. Ce îmi doresc, în primul rând, postul de poliție. Eu vă spun că la lucruri v-am spus, nu luați în nume personal, eu n-am niciun... Eu n-am nicio chestie. Nu, haideți să facem un lucru. Eu am lăsat să vă spuneți materialul. Eu vreau să vă spun ce nu-mi place mie. În primul rând, faptul că totdeauna solicitați primăria să vă ajut. Să vă sapi în față, să vă fac o curățenie, să vă fac curățenie în spate, nu știu ce. Iar când e vorba ca noi să avem o acțiune, sau de multe ori spuneți, băi, poliția locală răspunde bani. Adică derobarea asta de stație nu îmi place și nu e normală. Aș vrea să văd un șef de post sau măcar cât stați aici, gospodar, să văd și eu, dați cum puneți un băiat, voi dați un leu, dau și eu de multe bani. Să dea cu măturoiul din spate, să mai repare un gard, să mai fac ceva, pentru că primăria a făcut destule. Alea e făcută de noi, dar n-am scos ochii nici la nici măcar comisarul șef mi-a spus. Sau chestul șeful dumneavoastră. Noi am făcut gardul, noi am făcut aleile, noi am dat covoare, scaune, am dat xerox care nu mai e, am dat calculator care nu mai e, am dat ce doamne iartă mai e, fax care nu mai e, nu e nimic. Le-au luat. Care au plecat, au sempre de șase luni. Ce-au luat câte ceva, că ați rupt aici la mâna goală. Și de asta spun, aveți toată deschiderea noastră în ceea ce privește punerea la picioarele unor probleme. Atât cât permite legea și ne intrând în substratul dumneavoastră secret al serviciului pe care îl aveți, de parte mie încă nu. Niciodată nu o să intervin și nu am intervenit niciodată la circulemne. Nu o să intervin să... Americ vreodată, dar dumneavoastră nici mă cunoaște. Am mers să intervin cu cineva pe care... audiască în care... Nu se pune problema de așa ceva. Păi, vede? Ba da, s-ar putea, aș putea veni. De ce să nu vreau? Dar dumneavoastră nu țineți fond de mine. De ce nu? Aori. Dar ce nu s-a mai întâmplat? Ați putea, dar noi facem ce spune legea. Normal. Ei, dacă faceți ce spune legea, legea spune că trebuie să colaborați foarte bine și cu primarul și cu Consiliul Local. Păi, și eu vreau deschiderea asta la dumneavoastră, dar lăsați-mă să-mi termin o idee, că vreți să dați să spun. La urmă, puteți să dați răspunsul pe fiecare lucru pe care nu vă convine dumneavoastră sau care credeți că nu spune-o corect. Eu vreau o colaborare mai bună în 2024. Vreau să ne vedem măcar o dată pe săptămână, sau o dată la două săptămâni. Nu să-mi dați raport, nu goază, rețineți, deci notați. Nu să-mi dați raport. Să vedem și noi care mi-e starea. Pentru că eu o văd. Și eu am făcut două sesizări. Eu nu m-am spus niciodată. Cu numele meu. Cu subiect și predicat, cu nume și prenume. Către instituția prefectului și către domnul Chestor șef. Chestor se numește, nu? Sau... șeful mare. Da, inspector șef. Domnul inspector șef, adresând în citit Consiliul Local ședința din decembrie, prin care am spus toate aceste lucruri. Neimplicarea poliției, numirea, în primul rând, postul de poliție prevăzut cu 5 posturi sau 6. 5.
Cu 5 posturi. Și dumneavoastră nu sunteți decât 3, că ați zis 4, dar al patrulea nu știu ce. N-am spus 4. Nu, 3. 3 a zis? 3. Îmi cer scuze. 3. Eu, pe băiatul unul, am văzut să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ai activitate structurală în cazul poliției. E prima dată când l-am văzut sau ne-am mai văzut așa. Pe celălalt nu știu. Ce fel de primar pot să fiu eu când trebuie cineva, domnule, îi cunoaște ce se bece la poliție? Nu știu, parcă am văzut pe șer, dar apoi era să apărmăm. Păi, cum să meargă treaba bine și să ducem muncă de prevenire? Că asta, până la urmă, e mai ușor să previi decât să tradezi. Adică dacă ești bolnav, previi. Dacă ai ajuns să ai dat în boală cronică, e mai greu să mai. Deja la noi e boală cronică pe raza comunică. Cu furturile, cu furturile de lemne din locuințe, cu furturile de șpalieri, cu intratul casă peste oameni, chipul lentiv, în ultimul timp s-a mai întâmplat. Știți cazurile, că n-a fost de 7 ori, unul ăla. Unde ați lucrat la noi? La Urechești. A, știți povestea. La Are Paolo, Gheorghe Ștefan, de 7 ori a intrat. Vrei ca să intre de 7 ori peste un om în casă și numai când lua pensia. Deci poliția putea să pândească acolo exact când la pensie, atunci ne-am făcut treabă. Deci numai când la pensie. Când la pensie ne-a și luat bani. Și au fost și dat film pe rețeaua de soțiale astea. Ne-a filmat ultima aia, când l-a făcut pe om acolo, de l-a băgat în toate lichiturile. Și, deci, dați seama că lucrurile se întâmplă. Eu știu, este lipsa de personal. Așa, ca așa motivează domnul inspector șef. Lipsă de personal, de aia la venea. Dar ce dracu cu ciufănistul ăsta? Așa un film de blestemat. Bă, fraților, că nu fi noi aici niște ăia coboruță numai din pădurile tropicale și în banan, bă, și chiar așa de greu de pus la punct. Aici trebuie să se vrea, să vină un om care să stea, să aibă continuitate, că dacă unul vine și unul pleacă, e clară treaba. N-are cum să meargă treaba. Bine, punctul meu de vedere, dacă o să meargă bine, o să-mi cer scuze. Nu o să meargă bine și trebuie o lucrare cu toate instituțiile. Cu primărie, cu școală, chiar cu biserică. Și atunci lucrurile se vor îndrepta. Dar pentru că avem probleme și, am spus și la, avem și la școală. La școală se duc, vin de ăștia mari, dezordine, mai ales după orele 16, când au cursul copiii ceilalți până seara la 6, se duc groajă și eu am și mari suspiciuni și am scris, dacă o să vă, dar vă dau adresa lui. Că se consumă și un drum. În comunat cu drumul se consumă drumul. Și cel mai rău e mediul școlar. Mare atenție. Deci eu am adus lucrurile astea ca să vină în ajutorul dumneavoastră ca și poliție. Nu că aș avea ceva. Da, nimic, Doamne, păcate. Nu am nicio treabă. De asta spun, haideți să strângem rândurile. Și ceea ce a spus dumneavoastră aici ca plan de măsură pentru școlar, cu cunoașterea oamenilor, cu reducerea infracționalității, ce ați mai pus pe acolo, reducerea numărului de dosare și așa mai departe. Da, și vă veți spune una peste alta mi s-a spus, adică mi s-a spus din cadrul poliției. Dar nu știu de ce nu are spus de poliție la funcționare, ala dumneavoastră dacă vreți să spuneți da sau nu, treaba e în regulă. Și dacă spuneți, știa cum spuneți. Dar, doamne, acolo, lucrând, venind așa, ca la președinte al treilea câte unul și asta câte 6 luni de zile, s-au adunat un număr foarte mare de dosare. Nerezolvate. Așa, care stau pianca acolo și toată lumea se ferește să le ia, să le rezolvă. Ceea ce eu nu confirm, nici nu infirm, că nu e așa. Dar mi-a spus un lucrător pe din poliție. Nu-i scoase de la mine, nici de la Radio Șan, nici de la Cărciune, de la Ubere. Deci, asta este motivul la dumneavoastră. Ceea ce eu totuși am să port o discuție cu domnul inspector șef de la poliția acestui și o să văd dacă lucrurile chiar așa stau și da, mă spuneți, dar eu vreau să am șef de poliție la postul de poliție cu contul. Păi mai stau, să alegem. Poate anul ăsta nu este un primar, dar problemele astea rămân. Că sunt alegeri locale. Poate aici nu am altcineva. Și până la urmă, și dacă ar fi o treabă să nu fiu ales, ar fi și unul din motivele pentru care nu alegi. Pentru că lumea a început să nu mai vine la poliție, că nu vă găsești. La fiecare post de poliție găsesc oameni foarte întâmplat. Uite, și ieri seara a fost copilul la cabinet medical și la poliție, la Ștefan cel Mare, era lumina aprins, mașină în fața postului poliție, la urmă, la nu era nimeni. Deci sunt lucruri pe care le văd, nu puteam să mă contrazic.
lucruri pe care și lumea lume. Și acum lumea care are probleme, îi fură, se bate cu vecinul, își străcă gardul, nu mai vin la poliție, vin la primărie. De asta nici nu mai arăți așa multe sezări de poliție. Vin la primărie, că la secția 10 e greu, da? Vă sună pe 112, băi, este amenințat că primește amendă dacă lucrurile nu stau așa cum le spune. Da? Și de asta vă spun, lumea nu are încredere în poliție, Poliția Națională de la Cociopănești. Local-național, ca să zic așa. Mare încredere și a pierdut ce încredere. Și pe asta decontez și eu pe negativ. Cu inactivitatea dumneavoastră. V-am spus încă o dată, nu mi-l luați în afrunt primarul Olaru cu șeful de post pe delegație acum. Am nicio treabă. Nu mi-ați spus pregătul care vă spune. Eu am treabă cu instituții. Instituția primării și a primarului cu instituția Poliției Naționale. Deci nu am nicio treabă. Dar lucrurile nu vor merge bine. Și dacă vrei să ținem aproape, ținem. Dacă nu, unul hăiți, unul cea și lucrurile vor merge din ce în ce mai rău sau până la fel ca și până acum. Faceți ce credeți, dar vreau să țineți minte o chestiune. Mai vă arăt pentru cineva de mine. Poliția locală nu este subordonată Poliției Naționale. Clar. Așa cum Poliția Națională nu este subordonată primar și nici Consiliul Local. Eu nu vreau să dau ordine de asta. Așa nici Poliția Locală nu este subordonată. Că se obișnuia lucrul ăsta, nu dumneavoastră, deci de înaintașii dumneavoastră, de pardon de înaintea, de cei care au fost înaintea dumneavoastră. Deci lucrurile așa stau și aveți tot sprijinul nostru în ceea ce privește activitatea gospodărească, cu zăpada, cu săpatul, cu prășâtul, parcurul, că mi-e rușine mie, eu nu pot stau pe instituțiile, dar mă gata, ci prin spate, vă tot am curățenia cu 2 ani, vai, vai mama lui, drept dovadă că nu stă nimeni, dar stă cineva, eu n-am nimeni, mă creștea unul și o găină și un purcel și mai ieșea copilului să joace, era așa un bălărie, un șer, un doar, un șobolan, ferea să și eu numai, eu asta am vrut să spun, v-am spus încă o dată, vreți să la o bere în timpul liber, nu trebuie serviciu, fără nicio problemă, sunt deschis, nu am nimic cu persoanele dumneavoastră, am cu instituția. Eu cu domnul Ciubodar, m-a văzut o perioadă de timp pare, așa, vrea acolo. Nu am nici frică, eu n-am nicio treabă. Eu am o treabă cu problemele din comunitatea pe care o reprezint. Și care oamenii care sunt, s-o păstoresc. Doar atât. În rest, problemele personale nu le rezolve. Că dacă nu rezolvate, știu unde să bat, știu unde să fac mai departe, da? Deci oamenii ăștia, mai, nu știu toți. Ca mai puțin acate, și cu bunul bun simț, spune, dar să nu trec peste domnul. Păi, nu ce vreau nu se rezolvă. Da, eu cam am avut. Atât am avut de spus. Luați-o ca și o discuție amiabilă între noi. Nu luați ca un afront, încă o dată mă repet și o să repet lucrul ăsta, nu luați ca un afront în la poliție. Dar dacă nu vreți să conlucrăm și să la o dată, la 2 săptămâni, la 1 lună, da? Ne mai vedem și noi, mai discutăm. Ne? Sau când apare o situație mai deosebită, cu furturi repetate, la rând, în același loc, cu aia, cu aia, și vedem și noi sprijinul atunci cu poliția locală, hai și cu 1-2 din cauza consilierilor, 1-2 din primarul, viceprimarul, ne implicăm, da? nu dau niciodată înapoi. Niciodată înapoi. Dar nu mă vom băga nu o să mă bag niciodată peste activitatea dumneavoastră, în probleme de cercetare, de confiscare, o să mă văd. Dar totuși, parcă zic eu că nu de acolo se tregea moartea bugetului național de la o cărucioară cu lemne. Da. Zic eu, până la urmă, mai țin și lucruri omenești. Am văzut și în instanțe că se fac lucruri omenești. Chiar peste lege. Adică nu de lege. Adică... Nu vă spun să nu respectați legea, de fapt. Mi-am zis primarul să nu respectăm legea. Nu. Dar parcă sunt lucruri așa care mai... Merge trecut cu vedere. Nimicul este asta. Chiar la ce, cu ce se confunde societatea românească. În ansamblu ei. Da, mulțumesc. Deci eu vreau să vă întreb. Deci, dumneavoastră, aveți delegarea de tot anul 2023? Nu, pe 6 luni. Poate, spune eu. Pe 6 luni. Ce să mai vorbim? Deci, termenul sunt foarte scurt și problemele sunt foarte nasoale, că ați văzut foarte clar. Într-adevăr, dar sunt probleme, n-am negat aspectul ăsta. Sperăm că pe viitor să îndrepte treburile astea și dumneavoastră faceți-vă datoria, că asta e dimisiunea. Da. Noi am venit ca să ne facem datorie aici, da? Suntem conștienți de probleme conștenite între ghilimele, da? Și vrem să le rezolvăm
pe măsura limitelor legale, da? Și nu am zis că nu vrem să ne vedem cu domnul primar sau cu consiliul. Dar totuși nu ne vedem. O să ne vedem în limita posibilităților, da? Da, așteptăm, dar să fie un nou început. Azi să fie un nou început. Da. Măi, ce să spun? Vă mulțumim, dacă mai are cineva. Dacă nu are cineva, mă rezolvă. Dacă vreți, mergeți la treabă și vedeți în ceva. Da, mulțumim. Da, o zi plăcută, un an de bun și la fel. Da, mergem. Da. Da, mergem. Hai, dăm cuvântul domnului. A, hai să domnul director. Am venit în box acuzație. Ca să mai testez. Eu așa sunt eu. Nu vă supărați. Nu mă schimbați în ultimul cuvânt. Raportul primitarea învățământului în anul 2023. După cum știți, anul școlar nu coincide cu anul calendaristic. Noi, la noi anul școlar începe la 1 septembrie, se termină la 31 august. Deci nu putem să dăm aici, când facem o raportare, cam tot raportul meu se referă la ce s-a întâmplat astă vară, până la începutul anul școlar, până în septembrie, cu mici referințe, să-l fac pe etape. Pentru că vă dați seama, la anul la fel, să vorbesc de 2020, în 2024, de fapt, se termină anul școlar 2023-2024. Întreaga activitate, instructivă educativă din școala Gănoas Cotofănești și structurile sale de sărătoare respectând cerințele Legii Educației Naționale, Legea 1, 2011, care, la fel ca anul școlar, a fost valabilă până pe 31 august 2023 și a învățământului preuniversitar, Legea 198 din 2013, începând cu data din 1 septembrie 2013. A metodologiei de aplicare a legilor și a regulamentului care de organizare și funcționare unităților de învățământ preuniversitar, precum și a recomandărilor venite din partea ISJ Bacău și administrației publice locale. Ca resurse umane, se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea de personal dactic calificat titular la majoritatea disciplinilor. Astfel, în anul școlar 2023, încadrarea personal didactic a fost următoarea. La educatoare am avut 6 cadre didactice, din care 3 cu definitivatul, 2 cu gradul 2 și cadru dacții gradul 1. La învățători, 13 posturi, din care 4 cu definitivatul, 2 cu gradul 2, 7 cu gradul 1. La profesori, 16 cadre didactice, din care 2 debutanți, 3 profesori cu definitivatul, 4 cu gradul 2, 6 cu gradul 1 și un profesor necalificat pe limba maternă română. În care au personal dactic auxiliar, secretar o normă, bibliotecar 0,5 normă, contabil 0,5 norme. Încadrarea cu personalul nedidactic, la școala primară Tămășoaia 0,5 norme de îngrijitor, la școala primară Bârca o normă de îngrijitor și o normă de fortist, iar la școala gimnazială Coțofănești două norme de îngrijitor, două norme de fortist, o normă de muncitor calificat și norma de șofer auto. S-au realizat schema de încadrare, s-au realizat încadrarea personal didactic calificat, s-a popularizat metodologia mișcării personal didactic, s-au monitorizat mișcarea elevilor, respectarea legislației, s-au asigurat derularea în bune funcțiune a programelor rechizite școlare gratuite și corn și lapte. Cornul și lapte care s-a desfășurat până în luna iunie, din luna septembrie nu s-a mai derulat programul lapte și corn, urma să deruleze din ianuarie. Acum mai nou zice că s-a mărit de la 450 la 1500 de școli cu masă caldă în școli. Deja încep să vină și pe Bacău, am înțeles că vor veni, vor fi selectate câteva școli. Eu zic că în 2-3 ani o să ajungă să implementeze peste tot, să fie... Acolo intră în condiții, trebuie altă condiție. Mai greu. La noi, dacă înțeles vorba de infrastructură, cred că ar prinde foarte bine. Trebuie să avem în vedere că avem foarte multe familii nevoiași. Deci, nevoiași, eu vă spun sincer, eu am proiectul ăsta pe Năras, prin care îți dau discuții și apă.
Dar cu vin copiii și mai ales la, să vedeți la, la Tămășoaia și la Mâlca, întreabă, nu mai dă laptele, nu mai dă cornul. Erau copii care vroiau să facă lapte și acel corn. Deci erau unii care nici nu interesa, erau alții care își umpleau și alții, dar își plecau cu 5-6 cornul și lapte, mai aveau și frații. Alții îl dădeau la cățel să bea. Deci abia ce așa, așa. Linii din curriculum pentru implementarea curriculului național în conformitate cu planul lecar, programele școlare și curriculum la decizia școlii sau asigura programele școlare, s-au verificat și avizat planificările, s-a elaborat plan managerial, s-a asigurat funcționarea tuturor comisiilor și cartierilor în școală, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat buna desfășurare a valorilor naționale la clasa 8. S-a monitorizat completarea corectă și la timp a documentelor școlare, s-a asigurat arhivarea și păstrarea documentelor școlare, s-a asigurat desfășurarea activității metodice a inspectorilor pentru obținerea gradurilor. În luna iunie am încheiat anul școlar 2022-2023 cu următoarele rezultate. La clasele 1-4 au fost înscriși 280 de elevi, au terminat rămași înscriși 269, dintre care promovați 252. Procentul de promovabilitate 93,68%, elevi cu situația școlar neîncheiată în situație de abandon 12 copii, elevi neșcolarizați 5 copii. Când am spus elevi neșcolarizați, înseamnă că n-au frecventat nici măcar o zi. Au fost înscriși, cei 5 se referă la clasa pregătoare, au fost înscriși la clasa pregătoare. Bineînțeles, părinții au venit, au făcut dosar de toate. Dosar de rechiziții, dosar de etichete sociale, dosar de bursă, dar ei n-au venit nicio zi. Bineînțeles că n-au beneficiat de nimic. Pentru că mai ales că e și doamna care e cu atâta socială să știe, la noi când este un program, să vin câte 400 odată. La început. La început. Ei, aglomerația cea mare, să vă spună și doamna ce era și cu capul, la primărie, cu capul primării aici, cu anchete sociale și tot ce poți. Din 420 de burse sociale, n-am dat mai mult de 340. Încă acum am scăzut la 320, deja 100 de copii nu iau bursă, pentru că bursele sociale se dau pentru frecvența la clasă. Dacă au mai mult de 10 absenții, pierd bursa în luna respectivă. Deci cam un sfert pierd bursa socială și vorba aia, 300 de lei. Deci mi se pare totuși o sumă. Dar ceva care vine. Ceva care vine, e atât, au obligația să trimite copilul la școală. Mai ales să-ți facă efort, că microbuzul merge în fiecare zi. Să-i aducă, să-i ducă. Cât e bursa? 300 de lei bursa socială, 450 bursa de merit și avem o bursă pentru mamă minoră, o elev în clasa 6-3, care ia 700 de lei pe lună. E curajul. Da. Așa se vrea. E minoră, o născut, dar vrea să vină la școală. Păi și cum mi-a și chiar ilusul. Deci, în comparație cu alții care nu vin... Câți ani are? Cum? Câți ani are? 14. Așa. Așa cum face. Nu o la duce la grădiniță. Da. Să vină și ea la școală. Am încătat la duce. Păi la creștere. Este așa cum era înainte copii cu copii. Da. Și acei copii cu copii. Nu putem spune cât dezvoltați pentru ăsta. La clasele 5-8, la învățământul gimnazială, înscriși 182, rămași înscriși la sfârșitul anului școlar, 175, promovați 145, promovate 82%, elevi situația școlară neîncheiată, situația de abandon 16 și 14 elevi repetenți. Activitatea de pregătire suplimentară a elevilor s-a desfășurat atât la ciclul primar cât și la cel gimnazial. Ca fiecare an ridicăm semnalul de alarmă privind scăderea populației școlare, mai ales în satele Borșani și Coțofănești. Putem spune că avem excedent la Bâlca și la Tămășoaia, dar la Borșani, anul trecut, s-au născut 2 copii. Atât. Din 80 și ceva, care noi, în fiecare an, mergem și luăm. Venim aici la primărie, facem copii după registru, 82 de copii înregistrați că s-au născut în anul 2023, numai 2 erau de Borșa. Și în Coțofănești foarte puțin. Marea majoritate, bă,
Crezi că viitor va deveni nefuncțional la Vârșa și grădinița? Eu am spus că e foarte ușor să desființăm ceva, e foarte ușor să înființăm la loc. Da. Deci acolo avem Tibiana, nu vă spun, am pus și copiii de la grădiniță, de la Bălca, am doi copii care merg cu microbuzul care îi duce acolo, ca să fie tocmai ca să funcționeze grădinița. E desființat? De desființat e foarte ușor, de înființat e greu. Rezultatele evaluării naționale. Din totalul 31 de elevi înscriși în clasa 8 la Școala Generală Coțofănești, 3 elevi au plecat în străinătate în timpul anului, 19 elevi au promovat, 2 elevi sunt corijenți, 4 elevi repetenți și 2 elevi sunt în situație de abandon școlar. Astfel, cei 19 elevi promovați au fost înscriși la evaluarea națională. Prezența elevilor la examen, 25 de elevi la limba și literatura română și 23 de elevi la matematică. Diferența față de cei 19 elevi promovați care au fost înscriși este că am avut 8 elevi de la Urechești. Legea spune că dacă într-o școală PJ, de exemplu, cum e cazul vecinilor de la Urechești, clasa 8 are mai puțin de 8, de 10 elevi, nu au voie să dea examenul la ei. Așa că ei anul trecut au fost chemați la noi. Anul ăsta au 14. Anul ăsta au 14. Dacă promovează 11, dau la ei. Dacă, nu dacă promovează mai puțin, vor veni de nou la noi. Apropo ce spunea domnul primar, în ședință. Nu avem la localităților. Nu, legea spune, la nivel de UATE, trebuie să rămână un PJ. Chiar dacă scade sub 300 de elevi. E vorba de organizarea examenelor naționale. Da. Ca noutate, începând din august, când s-a dat bacul de toamnă, săptămâna viitoare, luni și marți, avem simularea la evaluarea națională. Toate examenele, toate tezele se scanează în ziua respectivă. Copilul cum o termină teza, vine predă teza, eu scanez de față cu el, eu arăt că e scanată, pleacă, vine următorul. Când s-a terminat proba, toate tezele s-au trimis la nivel național și se corectează în alt județ. Toată corectarea se face pe calculator, deci nu se mai umblă cu hârtii, nu se mai umblă cu nimic. Deci, într-un fel, eu zic pe aici că se elimină frauda total de la examen. Așa va fi și la vară și evaluarea națională și bacalaureatul. Nu mai pot să spui că vinitele. Nu mai spunem că de 10 ani în continuu se filmează tot. Avem monitorizarea audio-video. Acum, nu, se și scanează tezii. Avem niște scanere care zici că e veios. Pui lucrarea, clip, ia deschis, imediat se scanează și au și o calitate foarte bună. Voi dar lucruri extraordinare. De dimineață, de la 8 asta am făcut acum. Tot învățăm să scanăm. Dacă n-am scris tot patru. Păi dacă n-am scris, ce vrei să scanăm? Nu vreau să scanăm. Rezultatele la evaluarea națională, elevul 1% de promovare, general de 31,25%, 5 din 16 elevi obținând o medie la evaluarea națională peste 5. După examenul de corijență, avem 24 de elevi care au promovat, dar vă ați aminte, prima dată am zis că aveam 19 elevi promovați. Acum avem 24 de elevi care au promovat clasa 8, dar dintre care 4 elevi s-au înscris la liceu și 20 la școală profesională. Este primul an în care toți absolvenții au mers mai departe. E primul an în care n-am mai trebuit să mă duc la părinți, nu vă spun că ei refuzau și să vină să facă înscriere, trebuia să mergem și el să dea declarații că refuză înscrierea la profesional. E primul an în care 4 s-au dat la cel, la 20 s-au dat la profesional. S-ar putea să fie un semnal că de acum, măcar după la profesional, sincer, chiar avem nevoie de meseriași. Considerăm că în cazul elevilor cu rezultate slabe și faptul că au refuzat să-și înscrie copiii într-o formă de învățământ, există un cumul de factori care influențează negativ. Aici avem lipsurile materiale, care știe toată lumea, 90% din părinții elevilor care au cel mult studii medii, 80% din populația școlară este de etnie romă. Cu procentele de naștere, în câțiva ani, cred că s-a ajuns la 90% de etnie romă. Absențele părinților la lecturatul cu părinții, informația acestora făcând să înscriți și prin deplasarea la domiciliul acestora,
Resurse financiare și materiale. Am elaborat împreună cu compartimentul financiar contabil al primăriei proiectul de buget al unității școlare. M-am preocupat de asigurarea condițiilor de confort necesare de desfășurarea activităților didactice. M-am preocupat de rulare în condiții corecte și la termenul programelor de dotare a unității școlare cu materiale sportive, cărți pentru bibliotecă, materiale pentru laborator, mobilier pentru grădiniță. M-am preocupat de igienizarea spațiilor școlare prin lucrări de bărbire, vopsire. În lunile iulie și august au fost realizate lucrări de reparație curente și igienizare în proporție de 100%. Până data de 18 august s-au realizat lucrările de dezinsecție, de reactizare și de parastare la toate școlile din comună. S-au curățat coșurile sobelor și coșurile de la centrala de prelemne, stingătoarele au fost verificate, cele care nu mai corespundeau au fost înlocuite. La școlile din satele Bălca și Tămășoaia s-au verificat și reparat toate sobele. S-au adus și tăiat lemnele la toate școlile din comună. Privind dotarea cu manuale școlare, am primit manuale noi pentru clasa 1 și clasa 6. Avem manuale noi în proporții de 100%, pentru clasa 8 în proporții de 80% din numărul de elevi la clasă. La celelalte clase avem manuale noi în proporție de 10-15%, sunt retipăriri, completare la manuale deja existente. În anul 2023 am continuat activitățile aferente programului de tip a doua șansă, organizat prin proiectul REEDU, Units Education din județul Bacău, COTS, MIS, 147.547, finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, creșterea numărului de tineri etniți, șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la serviciu SPO, care se reîntorc la educație prin programe de tip a doua șansă, inclusiv în programele formale profesionale inițiale. În acest proiect avem un număr de 17 cursanți care în luna decembrie au finalizat anul 4 și au obținut calificarea de bucătar. Deci am reușit să-i aducem la școală dintre ei. Din documentele noastre reieșeau 143 de tineri care nu au finalizat învățământul gimnazial. Am zis că o să facem 4-5 grupe. S-a dovedit că am găsit în comună, care să fie în eșantionul 16-29 de ani, acești 17 tineri. Restul, ori nu mai sunt în comună, pentru că care sunt plecați în străinătate, care majoritatea fetelor măritate în alte comune. Ba la Căiuți, la Ștefan cel Mare sau în alte județe. La mășurile pentru parte din Măritis. Da? Are șapte. Păi nu, dar din cele 17, vreo 4 nu sunt de noastre. Adică care au făcut școală la noi. Avem una care mi-a venit mie în transfer de 11 ani acum, în clasa 4-a. S-a mărit de la Căiuți, s-a măritat aici, la Bălca. Și-a făcut transfer. Nu prea au convins. În anul 2023 am continuat activitățile și în cadrul proiectului să învățăm împreună pentru viitor. Cod PNRAS 1/2022/2209 în cadrul componentei 15 Educația Plan Național de Redresare și Reziliență a României. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, care include 3 ani școlari. El a început în data din 1 septembrie 2022 și va continua până pe 31 august 2025. În cadrul acestui program, desfășoară activități de tip remediat cu toți elevii din clasele a 7-a și 8-a, aceștia primind în fiecare zi 2 partide de biscuit și un bidon de apă plată. Trebuie menționat că acești copii se face zilnic câte o oră remedială de română și o oră de matematică. Dacă anul trecut veneau 4-5, anul ăsta am ajuns la 10-12 care vin. Deci, și când le facem program gratuit de pregătire, și când le dăm biscuit și apă plată, și așa încă nu vin toți. Eu le spuneam la toți, în oraș, părinții plătesc pregătiri cu bani, contra cost, și se duc să facă pregătire. Aici facem pregătire în fiecare zi, câte o oră, și sunt mulți care nu vin. Dar, față de anul trecut, s-a dublat numărul de elevi care participă. Sperăm că încet, încet, să vină cât mai mulți care să participe la aceste ore remediale, pentru că atunci o să avem și noi, ca finalitate, rezultate mult mai bune la evaluarea națională și, bineînțeles, pentru reducerea și prevenirea
părăsirii timpurii a școlii. Valoarea nerambursabilă a acestui contract de finanțare este de 975.000 de lei, așa cum a fost aprobat. Acesta este raportul privind starea învățământului. La sfârșit, am spus, trebuie remarcat implicarea și permanentă al domnului primar în rezolvarea tuturor problemelor școlilor. Întotdeauna am avut ușa deschisă la orice problemă am avut. Da, eu mă felul lui director, nu știu că lucrez aici pe materialul pe care l-a prezentat, iar ca de fiecare dată însă puntez lucrurile care mi se par mie că nu sunt regulă în ceea ce privește învățământul școlar. Și probabil că asta e o monimă națională, probabil, cu siguranță e o monimă națională, nu e specific numai comunic cu ciufărești. Dar o parte din lucru pe care le vă spun e specific învățământului comună cu ciufărești. În primul rând, eu vreau să mă leg de natura civică, dacă vreți, de cea educațională. Nu în ceea ce privește știința de carte, în ceea ce privește organizarea dumneavoastră și felul cum arată spațiile școlare. Eu am spus-o și o repet și am spus-o mereu, dar parcă acum s-a acutizat problema și trebuie pus punctul pe ei. Mie nu-mi place exteriorul spațiilor școlare, dar în general, adică în mod deosebit la Cuțufănești, și din jurul școlilor, adică din jurul curților școlilor. Eu cred că mai mult aici ar trebui să vă aplicați mai mult asupra acestui aspect, în faptul că la Cuțufănești aici ați reparat școala în partea din față, unde bătea mingea. Acum nu mai bat în partea din față, pentru că eu văd, eu am uit de soare, nu știu la fetele din primărie, o bat în laterală, să aia spre veciu. Pe partea de la Becio. Și cu băieții ăștia pe care aveți la școală, că aveți vreo câțiva ani, de aveai un singur om la școală. Când aveți 3-4 oameni, haideți să-i punem un pic la treabă și să ne mai permitem în pauză de seara, că profesorii nu-i puneți să facă de serviciu. Nu știu, nu vă permite legea învățământului, nu vă permite legea nu știu care să puneți să fie un profesor de serviciu pe timpul pauzilor, să fie supravegheați copiii. Pentru că e de zi, eu n-am intrat de mult în școală în timpul orilor, dar știu ce se întâmplă. Deci nu cred că s-a schimbat nimic, ba din motiv, cred că s-a cronicizat treaba. Te dă rămă jos în picioare, alea, de țipă, trânțesc ușele, izbesc. Când încep anul școlar, școala arată perfect și exterior și interior, cu uși, cu broaște bune, cu ferestre ca lumea, cu linoleu, cu parchet ca lumea, după aia la 2-3 săptămâni sau grupurile sanitare, că de bine de rău, condiții s-au asigurat. După aia e debandat, uși care se mai închid, table, vai de capul lor, sobe, trântine, uși de la sobe și așa mai departe. După mine că dumneavoastră, ca și director cu general coordonator, ar trebui cu diriginții de pe clase, cu învățătorii sau directorii pe școlile 1-4 și cu învățătorii, un pic mai multă atenție, și eu spun totdeauna și la deschiderea anului școlar, mai mult a plecat asupra aceste educații civice. Nu cred că niciun părinte, dacă știi să-i explici, se supără dacă îl atenționezi, copilul lui nu se comportă civilizat, nu are o atitudine corespunzătoare școlară, că nu vine îmbrăcat cu vincios la școală. Adică nu cred că s-ar supără. Până la urmă vine și în sprijinul părintelui. O fi unul, doi, dar restul v-am plăcut și ideea. Eu zic că și lucrările de acolo. Păi, numai hârtii, hârtiuțe, pachete, pachetele, bă, fraților, v-am spus, luăm butoaie, pregătim, dați, mai dați foc, deci nu-i chiar în regulă, dar dacă dai foc la o mână de hârtie, de eugenă și napolitane, ce le mai dați pe acolo la biscuiți, nu e un capăt de țară, nu e ca și voie da foc la un morman de gumaie sau de petru. Adică, nu e ca să nu, dar avem sași în care colectăm deșeurile menajere. Nici rezultatele la învățătură, dar anul trecut știți că am fost catastrofe, nu știu, n-au luat niciunul la asta. Nu e regulă. Am văzut o măsură care se pare... Acum 2 ani. Acum 2 ani. Catastrofă, frate. Catastrofă pe plan local și la nivel național. Ați văzut ce... Și mi-a plăcut aceea în care liceele, în care 2-3 ani de zile n-au luat niciunul bacul, am închis liceele. Mi se pare un normal. Plătim niște oameni acolo care, chiar toți stâmpiți, pe liceul ăla, totul fi avut și el vă 200 de copii.
Bă, să nu ia niciunul. 2-3 ani de zile repetat la rând. Dar a desfințat. N-ați auzit chestia? Dar a fost dat pe televizor, frate. În Goș, nu știu, în partea de sud a țării. Și până la s-au desfințat 3 licee. Chiar nimeni n-a văzut chestia asta. Știrea asta? Trei licee desfințate. 2 ani de zile la rând, 2 sau 3, n-a luat niciunul, nu a luat bacaloriatul. Și au desfințat liceele. Mie mi se pare o măsură absolut normală, deși e radicală, mi se pare o măsură absolut normală. Nu se poate în 200 de ani toți să fie tâmpiți și prăși. N-ai. N-ai. Înseamnă, acolo înseamnă neimplicarea, în primul rând, la profesorul, la dirigindul, la conducerea școlii, în procesul de învățământ și a părinților. Vina e comună, până la urmă. Și a copilul nu l-ai pus la treabă, dar copilul e copil, copilul care se sfinteze. Deci nu se poate așa ceva. Deci nu vreau să ne mai întâlnim cu această situație în care să avem în acel rezultat de acum 2 ani de zile, mi-a fost și rușine. Zero promovație. O frate, de un an. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fie măcar o licărire, o sclipici într-o mare, știi? Eu nu știu, încărcătura școală la Cuțovărești, n-am avut ce să discut. Câți copii aveți în mare pe Cuțovărești pe școală? 285. Și câți ar trebui să aveți pe numai pentru învățământul de dimineață? Păi nu mi-ajung să le zic clasă. Păi eu asta, eu aici vreau să ajung. Uite, aici vreau să ajung. Am zis ca să reintroduc un circuit școlar, școala la Borșani. E păcat, de ce să stăm noi două schimburi la Cuțovărești? În care vă creează probleme. Și știu că aveți și o normă didactică sau o normă în legea învățământului în care spuneam copiii nu se învețe pe mese. Era odată, nu știu dacă mai invalată. Nu mai. Păi de ce să îi aglomerăm noi aici la Cuțovărești? Adică când putem să, nu anul ăsta, poate nu putem din toamnă, înțeleg, dar la anul celălalt. Hai să punem și să reîntroducem un circuit școlar de Borșani. Avem microbuze, mai nevoie, mai angajăm, nu? Și da, de ce să înghețuim aici grămadică? La noi este pe sport pozitiv. Că noi la Borșani și noi la Cuțovărești, dar avem bâzga și Dăbășoaia care compensează natalitatea. Și eu ceea ce v-am spus și revin la ce spusesem mai demult, sunt ședințele anterioare. Comuna Cuțovărești va ajunge, așa, eu nu mai sunt mai vizionat din felul. Comuna Cuțovărești va ajunge centru școlar pentru cele două comune. Și pentru voi chestii pentru căiți. Pentru că acolo chiar nu se mai naște. Acolo e praf. Și Comuna Cuțovărești, așa cum am început să vă vină cei de la urechești, o să înceapă să vă vină și cei de la căiți. Are zăbdare. 10 ani. Așa, cu bătaie nu. Hai să vedeți. Centru școlar. De asta zic că haideți un pic, poate reintroducem în circuitul școlar și școala la Borșani. Că acolo e în regulă, acoperiș bun, schimbăm termopane, punem parchet, punem aia și o băgăm în circuitul școlar. Păcat de școală. Și eu nici nu vreau să aud că acea școală va rămâne în regim de spre derăzănare. Școală care are de parfum, vreau să investesc în ea, să o conservez chiar dacă nu văd un circuit școlar. Și avem grădinița acolo, toate sările să fie funcționale pentru orice activitate pe care putem desfășura, fie școlară, fie extrașcolară. Un alt aspect pe care am zis să facem în bugetul de anul, extindere la școala Vulcan? Nu. Și la acolo ajung. La Cuțovărești, pentru că aici era. Acea parcare. Am zis să mergem în curte, să facem gardura. Și așa e urât în curs pe terenul de sport. Deci vreau să facem parcare. Cu pot de intrare. Sunt corogate de astea ce este. Deci cam unul ele. Chiar aș pune viața vicinului. Pune moțeanul corogat, unde treci la baby, la cartierul de rol. S-a spart și pune moțeanul acolo. Și cu una ieșire din pe partea aia altă. E și o umbră pe terenul de sport. E, și WC-ul ăla nu mai folosim? Nu e, îl dăm jos, frate. Hai să-l dăm jos, că arătă urât, da. Și livada. Acolo, în livada aia, prevăzut sală de sport, pe care o am prins în material. Dar în partea din față, partea din spate. Acolo, hai să punem lucrul la punct să fie curat, îngrijit, adică să cunoască mâine la un gospodar, să discutăm de lucrurile aia comune. Eu vreau ca Comuna Cuțovărești, ca și Comuna Cuțovărești, să fie o care arătă cel mai bine. Și eu vă spun fără falsă modestie că
arată mai bine ca comunele din jur, cel puțin. Arată mai bine. A, nu-i vorbit, totul, toate curaiele, curățarea mai, e loc de mai bine, se pare absolut normal. Dar e bine, sunt un drum bun în ceea ce privește curățenia comunei. De asta zic, acolo să facem o parcare, dăm peste care să facem o parcare. Și acum revin la condiții pe care trebuie să le asigurăm noi dumneavoastră. Știți foarte bine că niciodată la mine n-a fost ușa închisă, la mine totdeauna a fost deschidere spre bine, spre binele copilului, spre binele profesorului, învățătorului, educatorului și spre bine și noastră autoritate și la bine ca societate, ca și comunitate. La Bărca, vom face extindere pe două școli, nu am făcut-o de faptul că extindere cu două săli de clasă, școala de sus, școala veche, am mai spus școala veche, școala veche, la Căminul Cultural înainte. La Tămășoaia, grădiniță nouă, dăm jos Căminul Cultural, că nu e nici de utilitate și nici de siguranță, nu mai e pentru care o vechime de rapidă. Și acolo se va face și grădiniță, și extindere, și izolare termică la corpurile, la școala de la Bârca. Și Borșan, uite, Borșan, nu m-am uitat, l-am pus pe izolare. Plus, aici, corpurile veșice, care trebuie revizuite și la acoperiș. Trebuie făcute în acel și puse. Uite, am zis, dăm cu vopsea, măcar să dăm o fațadă la școlile astea. Nu, asta nu scapă, trebuie să facem lucrurile. E foarte urât. Și centru de comună, așa. Oriunde te duce, totdeauna centru arată mai bine. Și trebuie să arată mai bine. Și Bucureștiul, și celelalte. Pe la periferii, pe la București, se umple cu cizme pe la anumite zone în București. A, cizme, nu mai din... Nu te vezi, fără canalizare, fără apă, nu-i... Nu e o surpriză, adică nu e un element nou pentru nimeni. Să pentru mine, sunt nicio formă. Și chiar și în centru de bază, chiar fiind la Ankara, fiind, știu eu, Roma, Madrid, pe la periferii, cam da, sunt de dorit. Nu e, nu e ce încerc. Dar haideți să facem centrul ăsta de comunie și arunc, aveți tot sprijinul nostru. Și în ceea ce vrește atitudinea copiilor, am înțeles că aveți probleme cu copiii și hai să ținem aproape. Nu vedeți în mine un om care, bă, ăsta e pretențios, ăsta e ochi de soare. Că, vreau ca lucrurile astea să reîndreptăm. Pe cât posibil, că perfecte nu le facem, nu avem și nicio formă și nici la pretenția asta. Haideți copiii ăștia, uite, aveți patru oameni acolo, puneți-i la treabă, că e... Am văzut o chestiune care, uite, m-a deranjat. A făcut într-o zi, curățat, a pus zoana de aici de față, la DNM și care de față acolo. Băi, și-am rămas un pietic de la ei și până cât unii stăteau Gheorghe Ciurca în acea unei ofrizerie. Băi, acolo nu s-a băgat de net. Dar erau 2 metri. Bă, dar e lângă tine acolo, dă-o bani, iată, pune-mă și fă-o ca lumea. Eu zic după mine că trebuie puși băieți ăștia, trebuie puși mai mult la treabă și un pic grijă cu lucrurile pe care le strică ei pe la terenul de sport, vestiare, ce mai strică tribune și așa mai departe. Copiii au ei obiceiurile lor, dar eu zic că pot fi moderați, pot fi conștientizați. Ce aș vrea să spun în rest? Mă bucur că ați început să mișcați în ceea ce vreți activitatea culturală, cu serbările, cu Ziua Unirii, cu sfârșirea școlar, cu serbările de Moș Ajun, serbările sărbătorilor de iarnă. E un lucru bun, înseamnă că școala e vie, că școala face lucruri bune, chiar când a venit și acel grup de la cu societatea Mărăști, iar au rămas surprins și oameni. Aia a fost ceva plăcut, dar băi, școala e vie, vine. Ieșem la monument, ies copii, spun o poezie patriotică, cânte patriotică, e acolo, e prezentă. Adică pe oamenii ăsta îi cânt, în toată lumea, prima răpe toată ziua. Copiii nu-l bine toată ziua. De asta spun că dacă punem lucrurile la punct și pe reunie de ceea ce spuneam la băieții la poliție și puneați cu școala și cu biserica și cu primaria, toținul local și cu conducerea primăriei, eu zic la mine că încercăm să mai ținem lucruri ca în frână, dar chiar dacă nu le mai îmbunătățim prea mult. Dar eu zic la mine că putem face pași spre viitor și pozitiv. Da, mă rez, n-am nimic la ce v-am spus. În ceea ce mă privește, n-am avut probleme cu astea, cu
cele de dumneavoastră, bursele școlare, nu au o problemă nici chiar cu abonamentele, au o problemă nici chiar cu, nu mai știu eu ce, că am mai făcut noi lucruri în locul dumneavoastră, dar vine primăvară și vreau o curățenie exemplară, că aveți oameni, aveți femei de serviciu, aveți oameni de serviciu, curățenie exemplară în școli, în jurul școlilor, în curtea școlilor și în jurul școlilor. Și să-i conștientizăm pe copii. Trebuie conștientizat. Trebuie stat pe ei. Exact ca pe un fier. Trebuie să-l bați atunci când l-ai scos din... Cât e cald. Și-l modelezi cum vrei cu. Dacă îl lași altfel, s-a răcinat ce se face. Da, nu le dai chiar de mică. Să dea Dumnezeu să fie bine și să mă mântresc cu școala cu cioționist. Și trebuie să ne mântrim, pentru că de aici, la școala cu cioționist, au plecat capete luminare în societate. Chiar avem cu cine ne mântrim și cu cine ne mântrim. N-avem a ne face rușine. Dar trebuie mâncă mult. Eu zic oamenii că totuși pe învățământ, legislația e destul de bună, mai poate fi perfectată, orice lege poate fi perfectibilă, dar trebuie mai mult implicarea școlilor în cadrul didactic, că acum și motivația financiară e mai bună ca la primărie. E profesor care ia bani mai mult ca primar. Da, dar nu am ciudă pe asta. Pot să ia două ori pe primar. Chiar n-am nicio problemă. Problema să-și facă treaba fiecare cu Dumnezeu. Dar eu cam atât am avut de spus pe școală și trebuie să punem în până la punct ceea ce am, spus de extindere, de antifonarea sau izolarea tehnică a școlilor, de grădiniță nouă, microbuzul școlar care iarăși face să mai obțină un microbuz școlar, două, una la alta este asfalt, nu aveți apă, grupuri sanitare în școli, nu toate, păi sunt școli în jurul Bucureștiului care nu au grupuri sanitare în școli. Și știți cum are situația. Și numai, ca odată, statistica la nivel de țară, îmi spart cu undeva de 40% grupuri sanitare. Sau 70% au 30%. Nu. 70% n-au, deci am zis bine. Deci în jur de 30-40%. Noi suntem în cei 30-40% în care avem grupuri sanitare în toate școlile. Pentru că ne-am dat peste cap și am rezolvat această problemă. În rest, ce să vă doresc? Un an bun tuturor cadrelor didactice, transmiteți-le un an bun, sănătate și bucurie și rezultate. Rezultate și iarăși rezultate. Mulțumesc! Deci, la ceea ce a spus domnul primar și eu sunt de acord cu ceea ce spune, deci zona asta legată de fața școlii până cât ține zona gardului, se văd gunoaie care pur și simplu alea s-ar putea aduna. Căutați pe viitor, adică de a instrui și legat de curățenia și de problemele astea care se spune, că îți dă cu piciorul în perete. Peretele este izolat cu polistiren, cu toate care e puțin mortar cu el. Deci, apar porțuni, zici că sunt ciocănite de ciocănitori. A doua la mână, au grătare din astea unde poate să-și răzuiască noroiul ce este. Și legat de microbuzul școlar, știm că unul este în curtea școlii. Eu aș dori ca pe viitor să caute să mențină tot la fel și celălalt să fie locuibil tot la domiciliul școlii. Eu aș vrea să fac competență. Din start. Am cameră pus sub microbuz. Vă invit să vedeți ce au făcut. În noaptea când nu a fost curent, când s-a dat spargerea la calculator, au dat spargerea la microbuz, au rupt până și volanul, au devastat scaunele. Asta care îi vezi așa, aici, în curtea școlii. Eu sunt mulțumit și dacă e să o luăm cu microbuzele, oriunde te duci în România asta, o să vezi că microbuzul nu stă la școală. Microbuzul stă la șofer. Că e în fața porții, că e dus după poartă. Dacă vrei, mergem la Bacău, în fiecare comună, ai să vezi că după amiaza microbuzele sunt, nu sunt la școală. Eu nu pot să-i asigur perioada nopții. N-avem pază. Deci, de răspuns, răspunde el pentru... Păi el răspunde. El îl are, el răspunde. Da. Iar ca să luăm pe aia, ca și consum, nu o să-l vedeți niciodată pe șofer, că merge în altă parte decât să alimenteze sau să folosească microbuzul școlar în alte activități. Da, și am văzut la grădiniță la Goșan, s-au mai adus iar încă lemne, s-au aprovizionat cu lemne, nu?
Am adus. Este necesar. Dar am adus în toată comuna. Domnul primar, cum a spus cu asta, e bine de căutat să pune centrală. Nu se motivează centrala la Boșanu. Conservezi cu grăvelii, acoperișul, cu centrala așa de dreapta. Deci ai zis cum ar urmă de lui, deci a pune centrala. Consumă mai mult decât consumă o sobă. Ca să pui centrala acolo. Nu, dacă este și văzută ca să care... Dar mă băgăm în circuitul școlar, da. Nu, asta are să fie. Numai pentru singură clasă. Numai pentru grădiniță. Ar fi mai mult. Pe viitor s-ar putea să scadă numărul și mai tare. Și problema este că în momentul când pui centrală, trebuie să angajezi oameni. Da, corect. Și să fii pregătit. Deci acum, dacă ai sobe, faci fi mai servicii. Dacă pui centrală, trebuie să angajezi oameni. Și nu om, ci ar fi voi oameni. De ce? Dacă vorbim de oameni, cred că... Eu nu mai am complicare. Eu încercul este... ordinea și liniștea școlii pe după amiază. Eu sunt de acord să dau din polițiștilor că câte un lucru, băieților și care aveți, să fie de serviciu acolo, nu să fie zandar. Să nu știu interpretare. Să supraveghează. Să știu și știu și e de frică. Bă, cineva îi vede. Cine te amază. Un doamne păcat, cred că ne angajăm pe ăsta bătăuși sau nu știu ce. Nu. Deci să supravegheze ordinea școlară. Pentru că am semnale de la cetățeni, de la părinți de copii, de la, de la chiar la cadre didactică, că nu se poate lungi. După amiază e un haos din spate. Eu sunt de acord cu polițiștii locale, fac programul în așa fel, încât în fiecare seară să am un polițist local acolo. Pe o perioadă poate pune un lucru la loc, la punct și nu mai e nevoie. Dar să fie acolo, să supravegheze, unul la parter, unul de alunează la parter, unul la meu la etaj. Sau să punem lucrurile la punct, că e urât. Problema, vă spun, știți care este? Nu că e haos în cauza copiilor din școală. Din alții de la fapt. Problema este, din Băcilă, mai sunt trei din Tămășoaia și vreo trei din Bărcași, doi din Tămășoaia, care vin și motivația lor, că nu că am gagica aici, pentru că cea-seara am avut o problemă cu trei din trei, care i-am scos eu afară, deci țin la elevi ușa încuiată, țin poarta la elevi. În timpul orelor, pândesc și intră pe ușa profesorilor. Când profesorii sunt la ore. Care-i spune, vedeți, de asta nu țin lună. Care-i să aibă dată mășoară? Eu știu legătură cu părinții. Dar ține greu, în cancelare deja am afișat de aseară numărul de telefon la toți cei patru polițiști locali, comunitari. Eu am vorbit și cu ei și eu mi-am zis, băi, am zis, sunați. Poliția națională, corect. Da, nu e cutare de serviciu, zice cine e de serviciu. Când apară probleme, ei nu vin tot timpul. Da. Și am mai învățat o treabă. Eu de obicei stau în școală până la 5. Ei, dacă am plecat la 5, la 5 și 10 au apărut ei. Păi de asta spun că să rămână cineva. Ați înțeles că ai treabă? Deci eu când sunt la școală și îmi culoz mașina, nu vine. Dar de multe ori mă sună colegii, eu nici nu trec de căiuți. Și îmi spun că au venit în școală. Haideți să stabilim un program și un orar cu băieții care aveți vreodată și cu aile. Și haide să introducem chestia asta, să facem, să facem, facem un... Să vedem că știe, dar vreau să fie și cu asta. Poate să mai descoperă și altceva, ce presupune. Da. Da, cam atât de eu încerc. Unde-ți numai? Haideți să facem chestia asta chiar vreau să facem. Da, nu, asta și eu vreau să fac. Ca să punem un pic de ordine. Da, nu, și eu m-am săturat. Când stau la școală, îi liniște. Ei stau ascunși, ba pe teren, ba pe acolo. Ei, dacă a dispărut mașina mea, am mai pățit, că mă duceam la Bâlga, să mă duceam în Tămășoa, ei credeau că am plecat la Unești. Și când mă duceam, îi găseam. Lăsați mașina acolo. Ce nu sunt vreo nu ți-o. Auzi, domnul Baciu, dați-i și mie ca să... Aveți nevoie, o folosiți? Nu, dar trimis două aici, mai... Mă zic, bă, mulțumesc! Curățenie, fiți la curățenie. Curățenie și omor, bine cu linii. Am înțeles. Da, nu mai bine, la revedere. Haideți să intrăm în... Trebuie noastre, eu v-am spus care e treaba și l-am pus aici toate compartimentele, l-am afișat. Nu o să vă prezint decât activitatea gospodărească a comunei și restul, dacă aveți o întrebare punctuală de urbanism, de contabilitate, de impozite și taxe, pe stare civilă, pe
asistență socială, puteți să o faceți, nu e nicio problemă. Raportul anual privind activitatea de gospodărire în instituții și investiții și achiziții pe anul 2023. În anul 2023, din bugetul alocat Comunei Cotroneni prin administrarea acesta, cu răspundere și eficiență de către executivul Comunei Cotroneni, chiar dacă ar fi fost un an cu inflație foarte mare, s-a reușit achitarea tuturor categoriilor de cheltuieli necesare a fi efectuate pentru desfășurarea activității instituției pe teritoriul Comunei Cotroneni și asigurării întreținerii obiectivelor existente și a implementării proiectelor de dezvoltare locale, asigurându-se achiziția de bunuri, servicii și și lucrări necesare pentru întreținerea și repararea bunurilor de comunal, asigurarea funcționării în condiții optime a instituțiilor, asigurarea tuturor serviciilor necesare, continuării investițiilor începute și demararea altor noi plata salariilor și indemnizațiilor, plata taxelor, cotizații etc. Fondurile de încasări proprii au crescut ca urmare a măririi gradului de colectare a amenzilor, taxelor și impozitelor și sperăm să cap și pe viitor ele să mai crească. Conducerea comunei a reușit să rezolve majoritatea problemelor evidente pe teritoriul comunei și să nu rămână cu datorii și să pună în practică mare parte proiectelor avute pentru anul 2022 în instituțiile și pe 2023, în instituțiile și pe teritoriul comunei Cotroveni. Acum vom prezenta instituțiile publice pe rând cu investiții adăugate necesități. Primăria Comunei Cotroveni este spațiu modernizat, estetic, plăcut atât interior cât și în exterior, beneficiind de tot ceea ce este necesar, care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții, dotate cu sistem de video de supraveghere și centrală de alarmare pentru clădirea primăriei și birou de taxe și impozite locale, cu o centrală termică relativ nouă, fiabilă, ce asigură energia termică pentru clădirea primăriei și căminul cultural. Anul trecut s-au efectuat lucrări de reparație curentă și igienizarea țelii primăriei, s-au achiziționat câteva scaune pentru instituțiile primăriei și căminul cultural. Se dorește achiziționarea unui autoturism nou, deoarece cele primite din donații încep să aibă probleme tehnice și stocare ce necesită servicii specializați și implicit fonduri din ce în ce mai mari pentru întreținerea, dar nu s-a putut achiziționa unul anul trecut, aceste achiziții fiind blocate. Prin bună desfășurare a activității instituției s-a achiziționat consumabile necesare hârtie, dosare, plicuri, materiale de curățenie și combustibile pentru mașinile de dotare, buldoze, scapături și de alte echipamente de gospodărie. S-au achitat prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, software, întreținere, echipamente, etc. La angajaților primăriei s-au asigurat plata salariilor și a indemnizațiilor. Au fost acordate câteva ajutoare de urgență cetățenilor nevoiași ai comunei în condițiile legii. Pentru prevenirea și asigurarea incendiilor s-au verificat și reîncărcat extingătoarele, s-au verificat hidranții din comună și s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurarea activității specifice. Anul trecut s-a început montajul camerelor de supraveghere în satele comunei. Lucrarea se va finaliza în acesta, în felul acesta putem urmări cetățenii care comit furturi, fapte reprobabile, distrug bunuri publice sau tulbură liniștea și siguranță pentru a putea fi tras la răspundere. În exteriorul primăriei s-au reparat întreținuri și refăcută acolo unde a fost cazul bănci, gardurile și diverse leagăne din parcul comunal. S-a achiziționat primăria primăvara și toamna flori și ghiveci cu flori în frumusețare. S-a făcut curățenia de primăvară, iar pe parcursul de pe ori a fost nevoie. S-a întreținut curățenia exterioară prin bărui, cosit, tundere, gazdiu, măturat, igienizat și orice a fost nevoie pentru un aspect plăcut și curat al întrejurimilor instituției. Anul trecut am semnat
un contract de finanțare de coduri europene pentru modernizarea parcului comunal din satul Cotinoanești, prin care se vor reface eleile, vor fi montate mai multe echipamente de joacă bănci și coșuri de gunoi, lucrare ce se va executa în acest an. S-a achiziționat lemn de foc pentru centrala tehnică, gata tăiat și împachetat și s-a trimis lemn de foc către câțiva cetățeni nevoiași ai comune. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a realizat un frumos filmat festiv al comunei, de care ne-am bucurat cu toți și s-a trimis felicitări cetățenilor comune. Școlile din comună, școlile au personalizate juridică, au contabilitate proprie și își administrează singurul bugetul locat de guvern pentru bunuri, servicii și salarii. Prin Consiliul Locații de Menanță, doar investițiile anul trecut s-a depus pentru finanțare la Programul Național de Consolidare a Clădirilor, cu risc seismic, proiectele de reabilitare a corpurilor B și C de la școala gimnazială cu Sucurești. Tot anul trecut s-a depus pentru finanțare Compania Națională de Investiții două proiecte pentru învățământ, respectiv construirea grădinței nouă în sat Tămășoaia și construirea salei de sport școlară necesară copiilor din comună. Anul trecut s-a semnat contracte de finanțare pentru renovarea energetică a școlilor în satele Bârca și Borșani, investiții ce vor fi finanțate din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență, s-au întocmit proiectele tehnice precum fiind în procedurile atribuirii a contractelor de lucrări. Tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență vor fi dotate școlile, toate școlile și grădinițele în comună cu mobilier, nou, table interactive, sisteme de sunet, laptopuri, scanere, imprimante, materiale didactice, etc. La momentul actual s-a lansat procedura de achiziție, iar până la sfârșitul acestui an se va finaliza proiectul. S-a monitorizat activitatea desfășurată la școlile din comună, dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparațiile comune, dacă s-au igienizat toate țările de casă, holurile, dacă s-au verificat și reparat unele au fost cazuri coșurilor de acum, răzgheabulor, grupurilor sanitare și magazinilor de lemne, dacă am obținut curățenia exterioară, prin cosit, undere, garzut, măturate, etc. S-a asigurat că tot parcă și-a făcut transportul general și al urilor între localitățile comune, două microbuze și s-a decontat de către primărie naveta cadrelor didactice. S-a monitorizat asigurarea prizonierilor de lemne pentru încălzirea tuturor școlilor și am acordat sprijin și ajutor ori de câte ori a fost solicitat de director într-un domeniu de stil o bună colaborare și cooperare. Cămine culturale și la Cotinoanești are 4 cămine culturale în toate satele componente, iar în decursul anului 2023 au fost făcute niște parații unde au fost nevoie, s-a făcut curățenie în curțile interioare și s-a reparat gardele. Tot în anul 2023, din bursă locală, al Căminului Cultural al Cotinoanești Borșan s-a tras sacul și s-a amenajat o bucătărie și un grup sanitar. Căminul Cultural Cotinoanești este renovat în totalitate. Momentan nu mai are necesită noi investiții, dar nici lucrări de întrecere. Tot anul trecut s-a depus pentru finanțare la Compania Națională de Investiții proiect construire centru social cultural în Comuna Cotinoanești sau casă de evenimente, cum am spus eu, pentru a asigura pentru a desfășura activități culturale, sociale și diferite evenimente, având amplasamentul lângă terenul de sport în satul Cotinoanești. Biblioteca Gheorghe Mândrescu, Cotinoanești, dispune de cărți diverse domenii pe care cetățenii ne pot înfrunta și a beneficiat de programul Biblionet, ce permite accesul publicului la informațiile pline. Cetățenii comune pot utiliza gravid computerele primite pentru acces la internet, prin intermediul căruia se caută informații necesare să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate din localitate. La biserică, în satele comune, în anii anterior s-a alocat fonduri pentru renovarea acestora a caselor praznicale, modernizarea încălzirii tende și în acest moment dorim să mai facem case mortoare, unde să punem se poate fi ținute persoane decedate. Anul trecut, din fondul de la bugetul local, am renovat în totalitate casa parohială de satul Borșan, lucrări ce au constat în refacerea lui, locuire în teritoriu, desfacere, dușumele, uși și ferestre, turnare de ton armat, la pardoser, termosistem exterior, înlocuit
uși și ferestre înlocuire instalații electrice și cernice realizate în realizare fosse septică. Tot anul trecut, în la Biserica Pentecostală Sfântul Grupă se executau cu fonduri din bugetul local instalația termică care asigură încălzirea rapidă și uniformă necesară când au loc întruniri. Cu acordul Consiliului Local din bugetul de anul trecut s-a realizat monografia localității care trebuie să iasă de la tipar, document întocmit de un domn profesor pasionat de istorie ce va prezenta pentru generații viitoare date despre istoria și evoluția acestor meleaguri. Drumurile comunale, cum știți, drumurile principale din Comunii Cotroneni s-au asfaltat, de anul trecut s-au finanțat lucrări din satul Rămășoare, cetățenii acestui sat având acum condiții sigure și civilizate de circulație pe drumurile publice. Pentru drumurile locale neasfaltate din comun, în cadrul programului de investiții Angel Salini, am semnat contract de finanțare pentru 2,664 km de drum pentru a ne încadra în suma repartizată de 11 miliarde lei, cu condiția de a evita străzile pe care se parte canalizarea. Condiție ce a fost impusă prin program. Această investiție va necesita și cofinanțare din bugetul local. După finalizarea lucrărilor de canalizare, vom identifica fonduri și pentru restul drumurilor laterale rămase desfășurate și să punem, putem afirma că am reușit să asfaltăm această, toată comuna. La podurile și podețele în comună s-au efectuat lucrări de întreținere și mici reparații în decursul anului 2022, că drumurile încă neasfaltate din comuna acolo, unde a fost necesar să balansez și s-a finanțat cu autogredul lucrare necesară în urma iernii și a ploilor din anul anterior. La sfârșitul anului trecut am realizat cu fonduri din bugetul local un drum de acces la stația SRM, ceva de serie alimentară cu gaze a comunii, lucru ce a fost cerut de Transgaz la obținerea avizului de la instituția dumnealor. Intenționăm realizarea unui pod de beton normal ce face legătura între satul Bârca și intrarea Cartierului. În ceea ce privește circulația pe drumuri publice, în condiții de iarnă, putem spune că se desfășoară în condiții omice optime, deoarece s-a asigurat din timp material antiderapant necesar și s-a intervenit pe drumul când a fost necesar. Din urmărate publici s-au utilizat, parcursul anului 2020, trei s-au urmărit înlocuirea lăbilor, alții la urmărate public, cu unele lor mai economicoase, astfel încât toate străzile și să duce în stat în componente ale Comunii Cotroneni, să fie iluminate corespunzător și să se poată circula în siguranță pe drumurile publice, iar în timp se reduce în consumul de energie electrică. În perioada sărbătorilor de iarnă s-a realizat terminatul festival comun, iar comuna a avut un aspect plăcut de sărbătoare. Anul acesta am obținut autorizația de construire pentru a putea implementa proiectul de modernizare iluminatului public din comună, ce va consta în montarea 350 de lămpi inteligente cu mai multe tipuri de senzori ce pot fi acționate la distanță, înlăturând consumul de energie electrică în exces, ce se va reflecta în diminuarea costurilor și iluminatului. Și acest proiect va necesita cu finanțare locală. S-a verificat cu funcționarea sirenei din comună și devine necesară achiziția unui nou sirene noi performante pentru anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericole, calamități, dezastre, etc. Pentru corectarea deșeurilor avem încheiat contract în cadrul ADIS cu firma Rompres, care fiecare joi ridică gunoi de la gel de la cetățenii comune. Va continua colectarea selectivă a deșeurilor cetățenii comune primind saci de, pentru colectarea adevărată selectivă în care pun deșeurile din plastic, hârtie și dozele saci care se ridică conform științelor primare. În diferite puncte din comună s-a montat și containere mari pentru colectarea selectivă unde cetățenii pot duce singur deșeurile selectate. Taxa de salubritate pentru care gunoiul deși are un cuantum mai ridicat, a fost în mare parte achitată de cetățenii comuni, ea fiind suplimentată cu sume de la bugetul local pentru suportarea acestor costuri. Alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu apă și canalizarea, alimentarea cu gaze.
Sistemul de alimentare cu apă în satul Bursan este predat către compania regională de apă Bacău, care asigură bună funcționare a acestor și încasează contravaloarea apei furnizate de la abonați. Anul trecut, sistemul de alimentare cu apă al localităților Cocioană și Turca a fost întreținut de o firmă specializată cu care avem semnat contract de mentenanță pentru a asigura bună funcționare a sistemului și cantitatea de apă necesară. Anul trecut, în bugetul local, s-a executat un puț forat în satul Turcan și s-au mai achiziționat pompe submersibile și o nouă stație de clorinare, deoarece cea veche s-a ars. Noi mai asigurăm doar clorul necesar pentru dezinfecția apei furnizate cetățenilor și obținem și reînnoim toate autorizațiile de funcționare a acestora. În anul 2023, CRAB Bacău a promis că anul acesta va începe realizarea canalizării în satul Cocioanești, Gurca de Bolșani, investiții ce va necesita cofinanțare din bugetul local, amplasamentul viitoare stații de inaugurare fiind achiziționat în anii anterior. Deoarece asistăm la scumpirea continuă a lemnului de foc, o investiție pe care noi dorim foarte mult să o oferim, este alimentare cu gaze naturale comune. Anul trecut a început de proiectul la această investiție, dar nu s-a finalizat până la 31.12.2023 din cauza problemelor întâmpinate la terenul pe care va fi amplasat SRM-ul. Anul acesta vor continua lucrurile și vom finaliza această investiție tot atât de importantă. Alte activități, sperăm că toate activitățile enumerate mai sus sunt date pe anumite capitole, am mai realizat și avem în vedere centralizarea următoarelor activități și proiecte ce nu pot fi încadrate într-o categorie anume. Se vor continua cu fonduri europene lucrările de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale imobililor din extravilorul Comunului Cuțumului, lucrare ce va continua și în anul următor. Anul trecut a continuat întocmirea cadastrului pentru investiții și imobile care vor fi introduse imediat în domeniul public. Am finalizat toate străzile și cu câteva obiective, dar să avem ceva. Prin fonduri europene cu denominare sau bugetul local, dorim să realizăm anul acesta și în anii anterior construirea unei case subșirele și pentru evenimente în satul Cuțufănești, extinderea școlii din satul Burca, construirea unei grădinițe în satul Mășoaia, amenajarea unor parcuri din satele Burca și Tămășoaia, realizarea de unor zone de campare lângă pădure în satele Burca și Borșane, achiziția de mobilier pentru parcuri, cămine culturale, primărie și mobilier stradal, renovarea căminului cultural din satul Burca și Tămășoaia, reabilitarea tribunelor în vestiarul pentru terenul de sport. S-au efectuat analizele privind calitatea apei pentru fântânele aflate pe domeniul public al comunului pentru sistem de alimentare cu apă, contract ce se renumește anual. În primăvară și pe tot parcursul anului 2023, cu bunduri excavatorului din dotare și cu beneficiare de ajutor social, s-a constatat curățat și s-a asupat grupele de gunoi, s-au toaletat și grupul până de jumătate de ardei de mușcăia de la un cap la altul al comunului, s-a asigurat efectuarea curățenii și menținerea acestuia în toată comuna și pe tot parcursul anului menținerea drumului în stare bună. De asemenea, s-a întreținut toate obiectivele și instituții din cadrul comunei, reparat stațiile, autobuz, gardul, bănci, leagăne, vitanjare, forse septice, instituții, etc. S-a intervenit la incendiile pe raza comunei singur sau împreună cu pompele de ajutor. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-au trimis felicitări al unui comun, parte instituții primării și ca un semn de respect față de cetățenii comunei. Menționăm că toate aceste activități, proiecte și obiective de investiții au necesitat și vor necesita și în continuare multă muncă și fonduri foarte mari. Iar noi urmărim fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile din bugetul local să reușim să terminăm investiții în începutări și să inițiem mereu investiții noi și necesare comunii Cuțumănești și a cetățenilor și cetățenilor acesteia. Cam astea sunt activitățile pe linie gospodărească și vreau să vă spun că pe celelalte sectoare, dacă aveți o întrebare pe cealaltă, că durează încă o oră jumătate să le citesc pe toate,
Eu n-am nicio problemă de citesc, dar dumneavoastră puteți intra în poziția materialului, cu siguranță nu ați obținut pe toate, pentru că aceste materiale au venit de la instituțiile deconcentrate, au venit de la fiecare compartiment în parte și a durat, pentru că avem o activitate destul de aglomerată, ca să zic așa, la început de an și din totdeauna la aceste aglomerate, pentru că e foarte multă încărcătură în ceea ce privește munca, special pe asistență socială, pentru că s-au se fac dosare noi. Acum nu mai a venit un minim garantat, este venit un venit un minim de incluziune. În care vin și alocațiile suplimentare sau suplimentul ăla de alocație, cum îi mai spun ei, și venitul minim garantat. E un volum foarte mare de muncă pe compartimentul de secretariat, cu inventarierea tuturor investițiilor și pădarea lor și introducerea lor în domeniul public al comune, pe compartimentul agricol, unde avem cadastrarea fata asta, nou angajată, unei Teodoră, la registrul agricol, adică pe urbanist, unde avem atâta investiții și trebuie autorizație, deci avem foarte, 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 foarte multe. Pe această cale trebuie să mulțumesc tuturor funcționarilor din primărie și colaboratorilor mei cu care muncesc zi de zi, pentru că se implică și vreau să vă spun că nu rămânem cu lucrurile în urmă. De cele mai multe ori, majoritatea sau chiar aproape toată lumea își ia dosare și mai lucrează și acasă. Lucrează pe calculatorul propriu, că acum se poate transmite pe calculatorul de la primărie. E un volum de muncă foarte, 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 foarte mare. Nu vorbesc de contabilitate, nu mai vorbesc de partea de achiziții și investiții. Unde avem, la ora actuală avem un derulare sau un decurs de a le pune, de a le pune operă în practică, avem vreo 12 investiții. La 12 investiții, gândiți-vă că este un volum de muncă. Și dacă vreți, te înșeliți. O parte din care am spus aici. O parte să le vedeți în măsurile proiectul de hotărâre privind dezvoltarea economică socială a comunei Coțofănești pe anul 2024. Numai din partea, ca parte de cofinanțare, din partea primăriei, trebuie 23 de miliarde de lei. În condițiile în care noi am primit bugetul de la finanțele publice și exact cam atât ar fi sumat, de 23 de miliarde. În condițiile în care bugetul local, taxe și impozite, dacă le adunăm, le colectăm, dar deoparte sunt sau utilizare, că nu are nicio treabă, dar nici nu ce bădică cu bugetul local. Îi luăm și îi dăm. Îi luăm și îi dăm. Ba, din potrivă, mai dăm și de la noi. Știți că am pus și 500 de milioane și un miliard. În condițiile în care la bugetul colectăm, dacă ar colecta 100% și nu o colectează nimeni 100%, noi oricum avem un grad de colectare destul de mare, peste 70%, 73-74%, nu are nimeni de lucru pe aici așa ceva. Avem 9 miliarde. Faceți calcul, 23 cu 9 face 32 de miliarde. Deci aia două secare nu le-a făcut, îi dăm la cofinanțare. Cofinanțare pe doar atâta să zicem că nu punem toate proiectele alea 11-12 în practică anul ăsta, adică să înceapă, să venim cu partea de cofinanțare. Și mai vine de la Consiliul Județean, cât ori mai venit. Dar în condițiile în care noi drept pentru salarizare, împreună cu Consiliul Local, cu funcționarii primăriei, cu asistenții personali, ne trebuie undeva la 25 de miliarde. Deci gândiți-vă, 23 de miliarde financiare, 25 de miliarde partea de salarizare, mai vreo 16 miliarde bugete funcționale. Ce înseamnă? Iluminat public, iluminat la primărie, calculatoare, în servisare, la apă, la... Vedeți seama că virgulă, câți bani ar trebui să ne-a Consiliul Județean ca să ne descurcăm? Deci ne-ar trebui peste 100 de miliarde să ne descurci. Consiliul Județean nu ne dă mai mult de, să zicem, nici nu mai știu minte când mi-a dat anul trecut. Oricum, am fost favorizat, o recunosc deschis. Am primit bani, ca și Ștefan, bani mai mari, ca mai comune, dragul, ca și Căluși, mai mult ca un chestiu, mai mult. Dar este nevoie de sume mari. Și noi mai contăm pe chestia, de fapt știți foarte bine că am apelat și l-am punut prin bancă. 5 miliarde, 10 miliarde, cu aprobarea dumneavoastră, bineînțeles. Pentru că n-ai de unde și e păcat să pierzi o investiție pe care o ai la îndemână
și ai oportunitatea de a accesa și nu accesezi din cauza că tu nu ai parte de în țară. E muncit în van, e muncit degeaba. Și nu mi se pare ceva normal. Dar noi sperăm să rezolvăm problema. Voi căutați să vrei. Orice finanțare europeană, și nu numai, că e pe Banca Mondială, că e guvernamentală, trebuie să ai o parte și tu de cofinanțare. Și având investiții multe și partea ta e bună. Numai salarizarea, bugetul funcționarii și asta ne trebuie 23 și cu 25, 48 și cu 16, 64 de miliarde. 64 miliarde de salarii, buget funcționarii 16 și 23 cofinanțare, 64 miliarde. Păi și restul mai face nimic? Da, despre asta e vorba. Da, dar n-ai de unde, nu ți vine țara, n-ai de unde. Da, căutăm să mai atragem, să mai facă unul investiție, să mai deschidă, să mai plătească, să mai concesionăm, să mai închidem, să mai... De asta suntem aici, să atragem noi oameni care vor să creeze o investiție, să creeze și locuri de muncă. Ne batem pentru asta. Și totdeauna când obținem și un loc de muncă și 23, ne bucurăm. Chiar după aia vreau frizeria. L-am ajutat foarte mult. Părerea e acolo, toată lumea se tunde, muncește el, plătește și el o taxă. E foarte bine. Și cu balastiera aia, nu o să-i va da drumul la balastiera aia, lângă Balta Rioasă. Cu siguranță va intra în funcțiune. Și tot așa, trebuie să facem pași să ne dezvoltăm, să ne asigurăm și noi că decât 9 miliarde ai tăi, ești poți închis. Dacă mâine vine o lege descentralizare și fiecare prin comună și primărie să trăiască din buget propriu, în țară nu mai rămâne decât orașel mare. Aia rămâne ca pe excedent. Așa și comune care sunt bine dezvoltate, cu 10.000 de locuitori, 7.000, 5.000 de euro, care au taxe ca lumea. Că în rest, noi cu 9 miliarde, ce se face? Nu plătește niște refoare. Servisarea și cu... Ce mai avem noi pe acolo? Lemnele, foc și așa, câte nu trebuie. Că la acasă, nu. Deci, toate primăriile trebuie să închidă. De asta tot se și vehicula chestia aia cu regionalizarea și comasarea de primării, de țară, să mai fie la Consiliul Județean, dar e o poveste, deocamdată nu este, nu se pune în practică, nu știu cum va fi pusă, dar cu timpul se va implementa acest lucru. Cu siguranță, eu nu știu la legile peste 4 ani, dar cumva nu va fi comasat de... Nu știu. Nu pot să prevăd, dar discuția este. Adică se poartă destul de serios pe tema asta. Da, eu ce vreau să vă spun, dacă vreți să vă înșiruiesc, dar o să le ascultați când o să citesc proiectul de hotărâre, că e punctul 2 din ordinea de zi. Așa, dumneavoastră, să... Dacă aveți ceva întrebări pe punctul ăsta, pe punctul 1, puteți să mă întrebați și punctul 2 se leagă de punctul 1. Dacă vreți să prezint, dacă mă prezint acum, dacă vreți să prezint după ce. Mai aveți ceva de întrebat? Nu am nimic împotrivă. Deci, cum doriți dumneavoastră? Dacă sunt discuții... La primul punct, dacă sunt discuții. Facem și punctul 2 și... Facem și punctul 2 și facem și punctul 2. Hai să trecem. Sunt legate. Proiectul autorit prin un aprobare a proiectului de dezvoltare economică, numai că la supunere de avuz depuneți pe punte. Raport de așa, comisia fiecare și la lucrare. Ca să știți, ca să nu facem lucrurile așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârilor de dezvoltare economică socială și de mediu a Republicii Moldova, deci va cupe anul 2024. Nu mai vin cu iatul explicație legală, ci vin cu punctul 1. Prime seară sau ori de câte ori situația în care vor fi organizate adunări cetățenești pe sate, prinești care cetățenii comuni vor fi informați de modul cum au fost duse la îndeplinire de obiectivele propuse și totodată vor fi stabilite noi obiective în perioada următoare. Acum, chestiile astea nu s-au mai făcut, dar vă spun că n-ai cu cine. Dar față de lipsă, nu vine nimeni. Aia care mai vreau înainte, au murit, s-au dus săraci. Aia vreau. Că ăștia la nu interesează, n-au ce treabă. De asta, dumneavoastră aveți această misiune ca și consilier local, să transmiteți cetățenilor ceea ce spune mai. Că dacă mâine fac o ședință, interesează nu vine. Stau singur. Nu că la șoare, spune tot o puliță acolo și nu îmi spune. Foarte bine, dacă e o puliță, dar nu e. N-am nicio problemă. Dacă îi chem să dă alimente?
Din ce cei care au dreptul și cei care n-au dreptul. Aia n-au nicio problemă. Câți nu vin? Cu pensii și gândă, bine, nu-mi dat și bine. Mai am și eu nu crezut. Asta e. Da. Numai că acum la sfârșit de an nu s-a mai dat. Și e o bucurie pentru aia. Dar cuvântul meu. Era mare durere. Lunar, în cadrul ședințelor Consiliului Local, se reprezenta informații despre modul în cum au fost soluționate de conducerea primăriei, problemele ridicate de cetățenii prin scrișori și audiențe. Până la 30 martie 2024 se va acționa pentru încasarea debiturilor restante înregistrate la nivelul comunei, atât la gospodările cetățenilor, cât și la persoane juridice. Da? Punctul 4. Se va urmări pe parcursul întregului an atragerea de noi investitori pe raza comune pentru crearea de noi locuri de muncă și suplimentarea bugetului local. Se vor lua măsuri ca până la 30 decembrie 2024 se repare toate drumurile comunale și intersetești în limitele fondului prevăzute la acest capitol. Asta a fost la punctul 5. La punctul 6 se va acționa pentru demararea lucrărilor pentru asfaltarea drumurilor locale din satele Cotroneș, Burca și Gorșan. Punctul 7 se vor demara demersul pentru clasificarea drumurilor intersătești și de exploatare agricolă și forestieră extinse pe raza comună pentru obținerea fonduri pentru asfaltare. Aici când spun intersătești, este vorba de cel care leagă Tămășoarea de Coțofăneș, cel care leagă Bâlca de Borșani și celelalte agricole care merg oamenii și-și muncesc teren, fie agricole sau forestiere. La punctul 8 se va continua lucrarea de execuție pe programul POIM cu fonduri europene a investiției alimentare cu gaze naturale a Comunii Coțofănești. 9. Se va acționa pentru demararea lucrării de investiții, canalizare și stații de epurare în localităților Coțofănești, Borșani și Bâlca. În mare pare este vorba să începem anul ăsta. Deci nu doresc așa de mult, pentru că e garajul mare. Avem două investiții care provoacă deranj. Alimentarea cu gaze și canalizarea. Deci, noi cam prin martie ar trebui să fim declarați eligibili, suntem declarați să semneze contractul de execuție la canalizare. Eu nu propun, adică nu mai face o canalizare, chiar nu mai aici face nimic, dar vă dați seama că deranjul este destul de mare și cheltuielile sunt foarte mari pentru că stricăm asfalt, stricăm aer. Dar până la urmă, e ca o operație care trebuie să o faci, este mai urâtă, provoacă disconfort, dar care prinde bine mai târziu. Așa, la punctul 10, vom demara lucrarea pentru efectuarea iluminatului economic al comunei. La punctul 11 se va finaliza lucrarea investiției montare, camere de vie. Deja am început, dar n-am uitat, adică aproape 10, 7. La punctul 12 se va construi un muzeu istoric în centrul comunei comunei. Dacă ați văzut bine, azi erau niște domni, aici era proiectantul, era un inginer pe partea de execuție, care au venit și vreau să facem un muzeu istoric în aia bună, fiind o comună reprezentativă pentru zona asta a Mărășeștiul și Oituzul. Aici vom face un parantaj cu istoria locurilor și a Palatului Reginei Maria și cu o statuie a Reginei Maria în parc, nu știu unde vorbesc. Păi el va rămâne tot parc, dar numai în partea exterioară. Parcului va fi arătat ceva frumos. Va arăta destul de bine. Se vor face demersul pentru realizarea unui drapel al Comunei Coțofănești. Deci vrem să avem și un drapel, să avem o monografie, să avem și un drapel, să fim oameni cu acte în regulă, în tot ceea ce privește. Se va continua efectuarea lucrării de cadastru a terenului agricol extravilan din Comuna Coțofănești și adaug eu și intravilan, în momentul când terminăm cu extravilanul. 16. Se va acționa pentru obținerea de fonduri bănești pentru executarea lucrării de investiții, schimbare de directorii la corpurile de școală B și C din satul Coțofănești, la școlile clasele 1-4 și școlile clasele 1-4 Tămășoaia. Acolo am realizat, am prins, am greșit, acolo am făcut acoperișul. La 17 se va demara procedura pentru construire sală sport în satul Coțofănești. 18 se vor, acolo lângă terenul de fotbal. Se va demara începerea lucrării de anveropare a școlilor Bârca și Borșan prin programul PNRR. Se va acționa la 19, se va acționa pentru construirea grădinii de nou, să pentru desfășurarea în bună condiție a procesului de învățământ la școala
general clasele 1-4 Tămășoara. 20 se va acționa pentru construirea două școli, două săli de clasă la școala generală 1-4 Bâlca, ceea ce vorbim cu domnul director. 21, reabilitarea tribunii și vestiare de terenți cu satul Cimonești. 22, se va prevedea fonduri necesare pentru renovarea exterioară fațadă la școala generală clasă 1-4 Bâlca, Borșan și corpul AB și cel la școala generală clasă 1-8 Coțovănești. Arată cum arată și nu-mi place. 20, se va acționa pentru construirea scuzați. 23, se va întocmi documentația tehnică pentru lucrarea de investiție, introducerea încălzire centrală la școlile Bârca și Tămășoaia. Am mai pus și Borsaniu că nu și-are rost deocamdată. La 24, se vor construi garduri metalice la școlile din satele Borșan și Tămășoaia. Acolo, în acolo, la Bârca, totdeauna avem dat cu plac, jos, acolo, că n-am cu metalii, garduri, picioare, stă, în regulă și la Cuciumănești, aceeași treabă. Trebuie să facem și la Tămășoaia și la Borșan. La 25 se va finaliza documentația planului urbanistic general al Comunei Cuciumănești. La 26 se va demara lucrarea de investiții, extindere de rețea electrică, iluminat public și local în satul Tămășoaia. Deci în zona de nou cartier, care aduce până la șosea, până la Tămășoaia. Adică trebuie să ai și o viziune, să vezi lucrurile în perspectivă. Cum se va dezvolta satele, comuna implicit. La 27 se vor reabilita cămile culturale în satele Bârca și Tămășoaia, izolare tehnică. Rămâne deoparte Tămășoaia pentru că va dispărea și va fi grădiniță nouă acolo, că nu avem alt loc să facem. Altfel, rămâne în picioare. La 28 se va întocmi documentația tehnică în construirea unui centru social-cultural în satul Cuciumănești, casă de evenimente. Acolo unde am zis-o în Sergiu, Nea Sergiu Costin, un terenul la mână de vodă. Da. Acolo va avea, e loc suficient și e foarte bun. E minunat pentru așa ceva. La 29, limita fondului Bălin se va extinde mobilizarea parc și strada. La 30, se va înființa un parc în satul Bălca. Avem deja terenul, să vedem ce bani vom avea. La 31, înființare parcul și satul Tămășoaia. Aici mai puțin cu terenul, să vedem ce soluție găsim. 32. Limita fondurilor bănești se va achiziționa tehnică de calcul și mobilier necesar primăriei, cămilor culturale și școlilor din comună. La 33. Amenizarea locuri campare, sat Bârca și Borșani. Aia a fost 32 ani. 34. Extindere rețea alimentare cu apă la Tămășoaia, comuna Cuciumănești, tronson, fost DN 11, până la intrarea în sat Tămășoaia. Dacă ducem curentul, să ducem și apă. Așa, la 35 se va demara întocmirea documentației tehnice pentru construire port trafic ușor pentru cartier Rom, zona Prâului Bârca. 36, construire capelă, biserică, Cuciumănești, Borșan și Bârca. Acele case motoare de care povesteam. La 37 se va aloca suma necesară pentru finalizarea lucrării de construire gard nou, cimitirul Cuciumănești la biserica de la Coșor. Sus, cimitirul la Coșor. Noi deja am început partea din față, că era vreș. Era un animal de... Era... Și acum am început și facem ca să nu fie tentat strică, de a fi stricat, de a fi furat, din ăștia, bulumarii ăștia de la CTR, și cu semnă din față, dar să știa că nu, cimitir. Altfel, apoi din gard, din tablă, ce fură, ce care cu el. Așa. La 31, la 31 se va aloca suma necesară pentru plata burselor elevilor școlilor de clasă 1-8 din comuna Cuciumănești. La 40 se va aloca suma necesară pentru amenajare gazon la terenul de sport din satele Cuciumănești și Bârca. Vrem să locuim gazoane la mini terenul Forma din Bârca și la cel din Cuciumănești. La 41 se va avea în vedere ca pentru parcursul anului 2024 să se asigure asistența socială corespunzătoare persoanelor care se încadrează în prevederile legii și acordarea de ajutoare sociale de alocații pentru susținerea familiilor îndreptățite, cât și luarea unor măsuri de ocrotire pentru copiii aflați în dificultate. Aș mai adăuga acum câteva lucruri pe care le-am spus și reprind aici, dar să aveți cunoștințe, nu le-am dat așa. Mai avem de aprobat furarea unui nou puț de apă, pentru că vedeți din ce în ce vremea și
vremurile și verile vin destul de caniculare, pânza freatică a coborât foarte jos și uitați, anul trecut din ce am pus nouă izolă în contra, n-am mai avut probleme cu apa. Până acum atunci s-au spart oceanul, problemele astea vor mai fi. Spart oceanul, o zi jumătate, două, astăzi dăm lumea. Dar trebuie să mai săpăm un pus neapărat în acea zonă, la Bârga. Și atunci să avem apă. Anul trecut chiar n-am dus lipsă de apă. A avut o perioadă atunci la început, până am dat drumul la nou izvor, nou pus. Și a fost excelent. Anul ăsta mai punem achiziționarea unui microbus școlar și a unui autoturism la primărie. Anul trecut nu mi-a dat voie că s-a asistat local această achiziție. Și mai aveam eu ceva de trecut. Astea trei să le știți. Să-i spun fete să le primim la măsuri. Și mai aveam ceva, dar de cum scap acum. La 42 se vor organiza evenimente cu ocazia sărbătorilor de an școlar, cât și a zilelor de martie, ziua omului, ziua eroilor, sărbătorile de sfârșit de trimestru de școală și sărbătorile sărbătoare recoate. La 43 se va urmări ca împreună cu poliția locală să asigure ordinea și revista publică pe raza Comunei Coțoanești. Ceea ce spuneam și pentru școală. Să mergem acolo să punem la bară contactul. 44. Cu grijă, secretarul prezent la autorizare se va comunica instituțiilor administrative și se va afișa la țelul Comunei Coțoanești. Vă spun, întotdeauna vreo 50 de măsuri cu ora 3 care le-am spus, și 47, și mai fi mai două, pe care preconizăm să nu se le ducem la nevoie de la toate, am ducit doar la mâine, bă, ăsta nu să le facem nimic. Să încercăm o parte din ele să le debarăm, o parte să le finalizăm și o parte să începem. Adică sunt lucruri îndrăznețe, mărețe. Am spus, dacă avem canalizare, avem un asfalt, avem lumina publică, avem apă, ai tot ce trebuie. Mai ai de bani? Nevoie de bani, asta am zis de bani. Bani, dar după aia te joci cu sală de sport, în casă, de evenimente, ce mai de făcut. Mai pusesem aici am înființarea unei stații pentru alimentarea autoturismului cu consum de energie electrică. Dar erau niște condiții mai draconice, ca să zic așa. Și o să vedem dacă nu mă introduceți pe aia, dar la timpul respectiv o să vă informăm. Eu cam atât am avut să vă prezint. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră. Încă o dată țin să vă dau un imbol, așa, dacă se poate, verbal, să ne implicăm în rezolvarea problemelor astea, că sunt problemele numai a noastră. Problemele cetățenilor, și de aia ne-a trimis aici, ca noi să le rezolvăm problemele lor, că sunt probleme spinoase. Problemele care, rezolvându-le, le ușurăm viața cetățenilor comun. Și atragem în același timp, atragem chiar investitori și oameni care să vină să lucrească în comuna cu ciocurile. Trebuie să fim atractivi. În toate punctele de vedere. Da, vă mulțumesc. Dacă cei care au datoriile vechi anteriori, s-a mai recuperat ceva? Da, mai recuperat mereu, dar știi, sunt unele care sunt istorice, care, bine, în momentul când are loc un deces, se șterg datorii, nu se șterg ele la casă. Amenzile. Dar în rest, nu, noi stăm bine la colectare, stăm bine. Dacă luăm 73% din 9 miliarde, faci socoteală 97-63 și cu aia vin 6 miliarde jumate, 7. Păi la nivel de țară știți cât se colectează? 20 ceva. Da, undeva pe 30 ceva, aproape 40. Așa, dacă ar doar toată colectat pe distrală, crește bugetul țării cu doamne iartă, și produsul intern brut ar fi mult mai mare. Nu, se colectează foarte puțin, 30 ceva la sută. Deci nici măcar 50%. În momentul 73%, și pe bune, nu eu dau eu așa un procent de la mine ca să părem noi triunfaliști. Nu, adunăm 73-74% în fiecare an. Ceea ce e bine. Lăsând deoparte, partea s-a bursabilizat. Aia nu are nicio legătură cu bugetul local. Deci,
Acolo luăm, dăm și mai dăm pe rând. Din cei care le-am concesionat în trecut suprafețe de terenuri sau ce este, s-au achitat, sau problema... Punctual avem datori, punctual avem datori, deci și, și la locuințe, și la terenuri, și la terenul vegetal, și, și la mașini, și la salubrizare, și la societăți, la... societăți de comerciale, avem punctual, așa avem datori. Răia 30, am zis 73, dar răia 27%, 26% sunt de toate categoriile. Știți că nu există, aia... nu o să ajungem niciodată 100%, nu mai vine nimeni și gata toată lumea. Mai era problema aia care e cu ăsta, cu tranșoarea, sau cum îi spune, și eu dacă nu știu datorii și au mai achitat ăsta sau... Tranșoarea n-a fost niciodată dator, nu? Dar noi a fost dator ce a fost cu tecemeric. Omoare, omoare instal. Transoarea n-a rămas la tot. Ceea ce a achitat datorii. Transoarea a achitat la zi. Știu că era... Nici anul trecut n-avea când a fost vorba cu Banăstiere. Cine? Șorea n-avea datorii. Nu are datorii. Știu. Șorea n-are datorii. Vorbă. Nu e punctul 1. Ca să rămână Șorea, da. Așa. Dacă mai sunt discuții, tema celor două puncte, hai să propunem deci pentru punctul 1. Cine este pentru? Comisia. Nu suntem pentru. Deci la punctul 1 asta e. Da, da. La punctul 2. Așa. Comisia de teatru favorabil, nu? Și se supune la vot. Cine este pentru? Nu este nimeni împotrivă. Trecem la următorul punct. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025. Exact cum a spus și domnul director, anul școlar începe la 1 septembrie. Aici, ce să vă spun, nu l-am pe la 15. Comisia de hotărâre. Aici este aceeași situație. Dacă la anul, de la anul care vine, adică anul școlar 2004-2005 sau 2005-2006, să le introducem, să vedem care și evoluția demografică a populației școlare, să introducem în circuitul școlar și școala de la Borșani, ca să nu mai creăm aglomerații pe, și să meargă în două schimburi la Cuțofărești. Dar asta o să vedem. Dar deocamdată mergem pe vechea hotărârea Consiliului Local, în care s-a votat această comisiile, dacă are... Are favorabil. Da? Deci, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, nu este nimeni. Trecem la următorul punct. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire și înfrumusețarea comune pentru anul 2024. Eu, în mare parte, am atins și în discuțiile, le-am atins discuțiile astea. Deci, în primul rând, desconștientizăm populația, fiecare are obligație pe dreptul gospodăriei lui să-și facă curățenie. Aici avem și lege care reglementează acel lucru, este ordonanța de urgență a Guvernului numărul 22, dacă nu știu, avem și hotărârile Consiliului Local anterioare, în care se prevăd sancțiuni. Fiecare om are datoria să facă curățenie, să separe cadrul, să facă curățenie nu numai la gospodăria, nu este acasă, și acolo unde are terenul, nu intra bilan și de regulă nu intra bilan și care nu are locuință să facă curățenie la șanțuri, la garduri, în curtele și așa mai departe, pomii din față. Sunt lucruri care mare, repare fațadele caselor. Bun, vorba de curățenia stradală, acolo noi intervenim cel mai mult și facem, nu prea îi punem noi pe oameni. Am ținut cont că majoritatea oamenilor sunt în vârstă, sunt bătrâni. Și n-a văzut că am luat și pâraiele și noi avem la curățenie, ținem, sunt mai multe în comună. Am luat și în zona Gării și pe DN și pe zona Părâului Bârca și la Tămășoaia și la... Unde găsiți oameni de-a nu știu, la
la treabă, i-am pus, nu știu ce nu pot că e primă, că e iarnă, că a amins, păi de pe zăpadă sau nu, că am trebuit să facă orele, că s-a mărit și cuantumul la, primează destui bărișor și nu vor să-și pierdă dosarul, că e numai o alocație care mai are, dar mai are și alocație de burse, de merici, cu banii ăștia, cu, sunt care ajung și la 25 de milioane, 26 de milioane pe familie. Deci unul cu 5, cu 9 copii, da. Cu 9 copii, am vreo 19 milioane în ajutor social. 20 de milioane. 20 de milioane. Și s-a mărit și orile în mine. Și acum e o poveste, că dacă eu le-am și explicat că asta a fost treaba mea, să le explic ca ei să știe. Dacă îi pică dosarul, luna asta, nu știu, cu orile în mine, sau plecăm undeva, nu pot să mai pun noua. Am de zile, nu pot să pot să pun noua. Și mai nou, acum funcționează piața muncii, de care tot spuneam odată, le oferă locuri de muncă. Și acum a fost ca dracu de tămâie de locuri de muncă. Că e bună, dar el dacă ia 20 milioane, dacă sunt 9 ore aia, și mai ia alocat suplimentar vreo 6 milioane, 26, și mai ia o bursă de 2 ore, are 30 milioane. Da, acasă nu scoală de poate, nicio problemă. E, și fuc ca dracu de tămâie, de frică de oficiul forțelor, de agenția forțelor de muncă, de bine. Nu văd, dar vouă vă pomeni chestia asta, că și în momentul în care îi pică dosarul de ajutor social, îi pică și alocația complementară, suplimentară. Pică și aia. Și un an de zile, pa. Și a ajutat la forțele muncă și oferă un loc de muncă, îl s-a dus și le-au dat locuri de muncă. Lui Lenghe, mai mult Cătălin, i-a dat și nevasta și lui. Lui i-a dat la construcție pe la Târgoviște și i-a dat la Volane. Nu, din Corturar, de aici, în Vișinica, asta unde... I-a oferit loc de muncă tot pe la Volane. Și acum ei sunt nebuniți. Aleargă lumea să-și țină dosarul. Și au venit la treabă, pe zăpadă, pe aia, bine, că oricum veneau. Dar au nouă ori muncă și nu dau seama ce pierd. Și la aia care sunt numai cu 2-3 la dosare, iau câte 7 milioane. Nu știu, bă, e aproape o pensie socială. Fără să faci mare brânză. În viitor o să iasă la pensie din ajutor social. Nu se iasă. Așa ceva nu se iasă. Așa ceva nu se vede. Așa de sistemul de pensiile mele suportă să fac. Pensii speciale, se discute. Da, da, da. Pensii speciale? Social. Social, nu special. Social. Pensii sociale. Oare sistemul nostru de pensii, care de fapt sunt toate țările, nu poate, nu se finanțează, sunt bai de capul lui. Uite la unul care a lucrat. Ești delegat să te ieși, trebuie să fii apolitic. Da, mă, este PNL-ul. Dar are dreptul la opinie. Da, da, da. Da, 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 vezi că ține cu tine, că zice că PNL-ul, ne face cum noi votăm PNL-ul, vezi? Da. Ar trebui să da. Bravo, mă. Deci că se depune votăm. Dacă sunt discuții. Pune pe zi, nu știu, ții PNL. Hai să zicem, comisia. Comisia. Da? Și... Așa. Deci se supune la vot, punctul 4. Nu este nimic. Eu am greșit. Și de la punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperirea riscurilor al comunei Coțofănești. Aici e dragi proiectelor de la ISU, da, nu e mare brânză ce zbără. Aici e vorba de incendii, de calamități naturale, anumecări de teren, tremure, toate lucrurile pe care ei trebuie să știi foarte bine. Au un plan, au oameni, au voluntari, au oameni acolo, au un plan de măsuri, de acțiune, cum se acționează, și așa ne prindem degetele. Comisia judicabil favorabilă la comisie. Da, da, aici scrie ceva de achiziționarea pentru fonduri europene a unui buldoescavator. Da, de ce vorbim? Nu, nu, păi da, e la situație de urgență. Face parte de tot. Dacă ai un albie care s-a rupt și diversează apa, da? Aia e la situație de urgență, un buldoescavator, adică de putem accesa lucrurile, este excepțional. Păi da, nu, dar da, putem da, ca da, să știm... Da, 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 pentru da, asta. Pe fonduri europene, în afară de lumea o atingă pe drumul ăsta, putem lua la situație de urgență. Da, da. Încă un buldoescavator, pentru așa ceva. Da, da. Da, nu-i ceva, e foarte bine. Deci, comisiile au aprobat și s-a supus la vot, sunt în unanimitate. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Coțofănești cu număr de 2 posturi de asistenți personale persoane cu handicap. Aici o să-i dau cuvântul domnului secretar, vă prezint. Eu știu despre ce e vorba, dar fiind pe latul la dumneavoastră, nu am nicio... Da.
În actuala organigramă, fără aprobarea care o facem noastră astăzi, sunt prevăzute 15 posturi care sunt ocupate cu asistenți personale persoană cu handicap. Mai sunt și 24 de indemnizații. Cei care au optat pentru indemnizație s-a dat indemnizație de persoană cu handicap. Deci vedeți că e la nivel de comună. Și să, articolul 35 din legea 448-2006 prevede că persoana cu handicap poate solicita un asistent personal. Deci de dreptul de a solicita fie un asistent, fie indemnizație. Sunt solicitări, de aceea s-au mai prevăzut încă două posturi în proiectul de hotărâre. Da. Comisia a închis favorabil. Da. Da. Deci cine este pentru? Nefiind împotrivă, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din data de 18.01.2021 privind stabilirea coeficienților de salarizare și cuantumul salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul specialitate a Primarului Comunei Coțofănești. Da, tot domnul secretar vă explice, este vorba de două cazuri punctuale, se trece la o indice, da. Unul merge la 1,75 și unul merge la 1,80. Unul este la buldozeristul care avea un salariu foarte mic și unul la liceu Popescu, care n-are liceu și studii, s-a trecut la un lucru cel mai mare. La 1,75 și la 1,80. La 1,80 și la altul ne ducem cu 1,75. Da. E o chestie de bucătărie internă care, și un drept până la unul care e la da. Trebuie să știți că salariile sunt afișate la funcții, la... Nu, n-ați aplicat. Revenirea, cum e, ce se spune? Atestarea din domeniul privat asupra fețelor respective, din 13 cu 54.797, este discuția anterioară care a fost. E discuția anterioară, sunt niște terenuri produsă, lungul sunt solicitate de oameni care au balastiere cu care mai fac, solicitate pentru a fi scoase la vânzare sau la concesionare sau închiriere. Acum, procedura o vedem. Deocamdată noi scoatem în domeniul public și le trecem în domeniul privat ca să putem face lucrul ăsta. Oricum, terenul ăsta nu produc nimic neproductive, n-a produs niciodată. Dacă putem te punem în valoare, mie, nu ziceam mai greu să atragem fonduri, investitori, bani, dar putem să sunt solicitări. N-ar fi păcat să nu exploatăm aceste oportunități. Despre asta e vorba, da? Deocamdată este un pas. Se primul pas. Da. Care scoate la licitație, pe bordul ăsta. Suprafețele astea sunt, cum s-ar spune, lunga trotușului. În afară, dar domnul stăm, dar acolo tot terenul arabi, îi dă la oameni, îți proprietate. Îți dăm terenul oamenilor. Comisia de aplicare este favorabilă. Da. Cine este pentru? Economică. Comisia economică. Adrian, Jean. Comisia economică, spune. Nu l-am auzit. A zis. N-am auzit. Nu, că te-ai mutat de aici încolo, în partea cealaltă. Da. Deci avizați favorabil. Cine este pentru? Exact, sau să iasă afară. Deci, cele prezentate la toate punctele astea, au mai fost și celelalte care ne-au prezentat în concept legat cu suprafețele. Da, și mai avem acea cerere în care, asta e informațional, nu vreți să votezi cu un consiliu local. O reziliere contract. Asta îl faci la cererea unui de plăți sau unui de plăți. Da. Pe pot civil,
reziliază contractul Busuiu, că nu mai face acolo treabă, și avem un nou băiat care vrea să facă treabă, Gine Neluciu, plop, Gine. Și nu trebuie să-i dăm și lui o șansă să facă ceva. Asta e informativul să pot zic. Dar aici trebuie la votat facem când facem noi evaluare și facem de evaluare. Că poate la licitație, că tot. Asta era informativul. Dincolo la Ianuș. Dar ea nu știu să-i fac, să-l ajută să-i fac, să-i deschid afaceri. Și i-am dat, i-am dat și gar. Știți foarte bine? I-am dat drum din servitudine. Păi mai mult de atât, dar ce să-i fac? Dar și-a chită datoria, nu? Și-a chită datoria, nu? Rugăminte, care mă...